E pasiunea. Bine v-am regăsit pe toți cei care sunteți la o ediție specială Fapte și Vorbe, pentru că fiind această zi specială, numeroși oaspeți au fost în oraș și în județ în această perioadă, iar în această seară alături de mine este doamna senatoare Diana Iovanovici Șoșoacă. Sărumile, doamna senatoare! Bună seara și la mulți ani! La mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani Alba Iulia, capitala Marilor Uniri, că au fost două. Simțiți că Alba Iulia este capitala Marilor Uniri? Da, da, da. Și aici n-ar mai trebui să mai vină niciunul din cei care au trădat România sau cei care au votat împotriva României, a românismului și a naționalismului. Ca, mă rog, s-a și văzut, de fapt, cum au fost primiți la depunerea de coroane, la ceremonia oficială, când românii au huiduit, efectiv, și au trimis acasă. Da. Păi acum se spune că în zilele de sărbătoare am trebuit să punem toți săbile în teacă și să facem... Nu sunteți pentru... Nu. Nu? Credeți că Avram Iancu ar fi fost de acord sau Horea Cloșca și Crișan să accepte de vreo sărbătoare să-și ierte trădătorii și cei care au vândut țara asta? Eu nu cred. Eu cred că și Avram Iancu și Horea Cloșca și Crișan și toți marii noștri luptători se întorc în groapă în momentul ăsta când văd ce s-a întâmplat cu România. Uitați-vă un simbol inacceptabil. Pentru prima dată în istoria lumii, atenție, de ziua națională a unui stat, președintele se urcă în avion și pleacă în altă țară. Unde s-a mai văzut așa ceva? Vă dați seama simbolistica acestui gest? Înseamnă că România nu mai are nevoie de o zi națională. Înseamnă că, într-adevăr, domnul Iohannis a știut foarte bine ce a spus și n-au fost niște cuvinte aruncate la întâmplare, în sensul în care a spus că România este un stat eșuat. Păi dacă este un stat eșuat, cu tot respectul, ești un președinte eșuat. Bine, adevărat este că dacă ai această demnitate, oare de ce mai stai ca președinte a unui stat eșuat? Păi mă scuzați, credeți că în viața lui de zi cu zi, în viața civică sau chiar și politică, care evident va intra într-un anonimat desăvârșit, așa cum era și înainte, credeți că va mai avea acces la vreun avion de lux cu 100.000 de euro sau 1.000.000 de euro? Credeți că se va mai putea duce prin Kenya, Tanzania, Dubai și așa mai departe, unde să aibă parte de primiri oficiale ca în basme? Dumneavoastră nu vedeți că el face turul lumii în țări în care probabil nu va mai ajunge niciodată? Eu am avut o interpelare săptămâna trecută în care am adresat întrebări atât prim-ministrului României cât și Ministerului Afacerilor Externe să mi se comunice care au fost obiectivele vizitelor în Africa și care au fost obiectivele îndeplinite, care au fost targeturile, care este suma care a fost acordată, mă rog, de fapt suplimentată de către Guvernul României pentru administrația prezidențială și ce anume va face în Dubai, de ce trebuie să plece neapărat. Am înțeles, mă rog, că este o adunare. Să știți că acea organizație unde se duce el acum la o adunare și vorbește un minut nu era atât de importantă precât ziua României. Este inacceptabil, este un act de înaltă trădare. Și să știți că îi mai fac o plângere penală pentru că este inacceptabil să nu vii la Alba Iulia. Am văzut. Dar nu se mai poartă, doamnă, în ultima vreme să vină. Cred că n-a mai fost președinte al României la Alba, nici nu știu de am bun, cred, nu mai rețin. Nici nu știu dacă... Asta este inacceptabil, nu vă supărați. Unde a fost unirea? În primul rând, prima mare unire a României, făcută sub Mihai Viteazu. Unde a avut loc? Adică chiar nu mai știm măcar poza aceea din manualele de istorie, că totuși sunt cam, mă rog, un pic mai mari decât mine, da? Dacă eu am învățat așa ceva pe vremea comuniștilor, manualele de istorie erau o poză splendidă, cu Mihai Viteazu intrând triumfal în Alba Iulia pe un cal alb, superb. Despre ce vorbim? Unde mai e România azi? Pentru cine mai contează România? Nu vă supărați, acești oameni au ajuns în aceste funcții și au toate avantajele pentru că pentru ei nu sunt obligații și nu-i asumare de responsabilități. La ei sunt numai avantaje.
avantajul de a avea bani cât vor, fără să dea socoteală, de a-și lua nevasta și a o duce peste tot, deși de foarte multe ori nu ar fi necesară prezența acesteia, nu mai vorbim că încalcă tot protocolul diplomatic, am și văzut-o în nenumărate ipostaze. Acum, știți la ce mă gândeam acum? Între faptul că s-a dus în Africa și stângăciile de la vizita președintelui Ucrainei în România, iertare să vă spun, părerea mea este gafa mult mai, mult mai consistentă, toată stângăcia cu vizita președintelui Zelenski. Adică ce din punctul... Păi stângăcia că uite, uite discursul, nu e discursul. De exemplu, din păi punctul meu... Păi aia a fost provocată de Diana Șoșoacă. Doamnă scumpă, pe mine mai... Și știe toată presa internațională. Am fost omul care l-a oprit pentru prima dată pe Zelenski. Au scris și în America, au scris și în Israel, au scris și în America Latină. Ce să înțelegă, doamna senator, da, Diana Șoșoacă? Da, eu l-am oprit, da. Am înțeles, dar dumneavoastră sunteți, cum să spun eu, mai puternică decât instituția președinției. Se pare că da, pentru da? Că da, în acel moment da și mă bucur din suflet. Și să știți că inclusiv oameni politici, sau mă rog, politicieni, că nu prea mai sunt oameni politici, politicienii din toate partidele mi-au mulțumit într-un fel că din cauza mea domnul Zelenski nu a mai avut un discurs, oricum nu l-aș fi lăsat să-și țină vreun discurs în Parlamentul României, numai pentru batjocura pe care acest om și cu regimul său de la Kiev o au împotriva românilor de acolo, ca dovadă minciuna prim-ministrului României care rezolva problema cu limba română. Nu, toate manualele sunt în limba moldovenească. Nu s-a anulat acest lucru. Apropo, am persoane care au asistat la procesul cuviosului Longhin, mitropolitul Longhin, și dânsul a avut o solicitare către președintele de instanță, solicitând un traducător în limba română. Judecătoarea i-a spus, dar ce etnie sunteți dumneavoastră? Română, atenție, într-o zonă în care sunt 97% români. Ce, dar ce etnie este aceasta? Ce limbă vorbiți? Ca să vedeți, bătaia de joc, ce, dar chiar ucraineană, doamna, nu înțelegeți? Ce ar fi fost un maghiar să-i se întâmple așa ceva în România? Doamna senator, dar problema e, din punctul meu, sau cel puțin totdeauna pledez, probabil că așa am și fost crescut, pledez pentru slăbiciunea alor mei, nu comportamentul alorlalți. Adică dacă deranjează ceva, din punctul meu de vedere, este comportamentul reprezentanților statului român. Păi pentru că ce treabă a avut statul român? Unde? În problema lui Zelenski. Apropo de vizita în... Da. Din punctul meu de vedere, asta demonstrează că statul român era și la momentul respectiv, ca și la momentul Delta Dunării, apropo de drone, incapabil... Nu. Atenție, înseamnă că nu știți protocoalele diplomatice. Absolut tot ce ține de acțiunile președintelui statului vizitator ține de echipa sa. Ei hotărăsc, ei spun, statul român propune... Iar ei spun care este itinerariul okay. Și ce acceptă. Eu sunt într-un totul de acord cu dumneavoastră, dar lucrurile astea nu cred că se rezolvă în ultimele 24 de ore. Ba da, așa a fost așa foarte... Acum așa a fost. Așa a fost acum, da, dar... pentru că el a venit heirupis, pentru că a fost respins. Nu știu dacă știți ce s-a întâmplat în Congresul Statelor Unite ale Americii. Republicanii au solicitat să... odată cu... începerea, ca să înțelegeți și a fost și înainte, că republicanii s-au opus mereu să se mai dea bani către Ucraina. Au mari probleme cu cetățenii americani. Evident, la ei, nu știu dacă ați văzut, dacă am 50% din cetățenii americani trăiesc sub pragul sărăciei. Atenție, 50%, da? Și s-a solicitat ca acești bani să nu se mai ducă către Ucraina, să se ducă către americani, evident, pentru a putea fi ajutat să treacă de această perioadă de recesiune economică. Acum, după începerea războiului cu Israelul, republicanii au spus că nu mai sunt de acord să se facă două conturi de ajutor
pentru unul pentru Israel, unul pentru Ucraina, ci să se comaseze, să se dea o anumită sumă, nu știu cât era, 100 de miliarde de dolari, care să se împartă în funcție de necesități Israelului și Ucrainei. Iar republicanii au refuzat, democrații au refuzat, republicanii nu au fost de acord cu două conturi, drept pentru care s-au retras toți banii pentru Ucraina și au rămas doar banii pentru ajutorarea Israelului. Deci în acest moment Statele Unite ale Americii nu mai dau niciun ban Ucrainei. Ca să înțelegeți pe ce fund a venit acest lucru. Iar din acel moment, momentul în care Diana Șoșoacă l-a oprit pe Zelenski să mai vorbească în Parlament, din acel moment a fost refuzat inclusiv de Israel și vreau să vă spun că scrisoarea aceea oficială chiar a făcut în conjurul pământului, am transmis o scrisoare deschisă, am transmis-o și către Guvernul Ucrainei și Parlament și Ambasadă, pentru că aceea a fost cea care a pus capac și nu au mai vrut să mai susțină un discurs. Cei din jurul său, sfătuitorii săi, consilierii săi, l-au consiliat să nu mai țină un discurs în Parlament și vă spun și de ce. Ei acolo nu au o democrație, au un stat totalitar. Pentru el este inacceptabil ca într-o sală, ca oriunde s-ar duce, să fie contestat. El nu acceptă contestările. Ori într-o democrație ai și opoziție. La ei nu se acceptă acest lucru. Și atunci, dacă ați văzut peste tot în lume pe unde a fost primit în parlamentele multor țări, a fost în aplauze, pupături, au mai fost și unii care au sărutat mâna, adică niște chestii din astea exagerate. E, și vii tu în Parlamentul României, unde se știa foarte clar că cel puțin Diana Șoșoacă cel puțin va arăta o pancartă cu ceva, nimeni nu știa cu ce, da? Mai erau și alți colegi de-ai mei, cum era de exemplu Ciprian Ciubuc, care a fost alături de mine am făcut un protest parlamentar complet legal, însă echipa sa a refuzat să susțină un discurs în care nu toată lumea să fie de acord cu el și în care să existe opozanți. Au spus că dacă nu sunt 100% siguri, chiar s-a cerut ca noi să fim îndepărtați din sală și li s-a spus conform legislației, este imposibil acest lucru, pentru că este democrație, sunt parlamentari aleși de către poporul român, au aceleași drepturi, sunt demnitari ai statului român, nu putem să-i dăm afară. Ori vei susține discursul asumându-vă opoziția care o vor face acești oameni. Zelenski știa foarte bine de mine pentru că am făcut nenumărate demersuri internaționale împotriva regimului de la Kiev și acum sunt singurul, sunt unii cu parlamentari și suntem unii cu partid de SOS România care a solicitat Parlamentul European și Comisiei Europene și Organizației Națiunilor Unite să intervină în cazul Mitropolitului Longin și al creștinilor ortodoxi din români din Ucraina care sunt persecutați. Avocatul cuviosului Longin a avut doi. Unul dintre ei a fost condamnat la 4 ani și jumătate cu închisoare cu executare, așa, cum să zic, pe repede, înainte, în câteva zile. Iar celălalt a fost otrăvit și a murit. Cel puțin astea sunt discuțiile pe care le-am purtat personal cu mitropolitul Longin. Urmează pe 5 decembrie să aibă loc celălalt următorul termen în care să vedem dacă îi va accepta, va admite cererea de a avea traducător în limba română, pentru că instanța nu recunoaște limba română. Deci, nu doamna, vă supărați. Doamna, noi dăm atâția bani. Doamna, de ce nu vă ajută și pe dumneavoastră, de exemplu? De ce nu ajută și oamenii săraci din Alba Iulia? Ajută statul român. Nu ne ajută pe cei de jos. Nu ajută plebea, dar ajută. Gașca o ajută. A, Gașca? Păi nu se ajută, ei fură. Ăla nu e ajutor. Ăla-i furt, nu vă supărați, aia e infracțiune. Care e ajutor? Dar cum împrumuturile guvernamentale sunt furăciuni? Vă rog să-mi spuneți unde regăsiți împrumuturile. Unde le regăsesc? Da. Păi, eu am cerut să știți unde, să mi se comunice. Unde? Nu există un răspuns. Alandala, vorbesc de vreo 3 milioane de euro, dar noi aici discutăm despre 160 de miliarde de euro. Dar eu vă spun simplu. Unde sunt? De exemplu, în deficitul pentru plata pensiilor. Acolo sunt bani din împrumuturi la greu. În sănătate. Știți, în sănătate. Știți unde e gaura neagră a sistemului peste românesc? Tot. Casa de asigurări de sănătate. Dacă cineva ar face un control la Casa de Asigurări de Sănătate, s-ar lua cu mâinile de cap dacă ați vedea ce dezastru e acolo și cum se fură banii.
Atenție! Eu am făcut astfel de plângeri penale. Trebuie să vă spun că dacă vreți să povestim despre Casa de Asigurări, din 1999 cunosc tertipurile Casei de Asigurări, așa că sunt sătul. Tertipuri, sunt și legalizate. Cu atât mai mult. E grav. Păi da, dacă stăm să ne gândim că au ajuns să ridice, nu, cu mastații pe președintele Casei Naționale la un moment dat, un stimat domn general, despre ce vorbim? Dar haideți să revenim, apropo că am ajuns în nordul României. Situația din Ucraina, din Bucovina de Nord și nu numai, situația și din Banatul Sârbesc și mai avem, slavă Domnului, peste tot este la fel din punctul de vedere al reacțiilor statului român, pentru că realmente de 30 de ani statul român n-a făcut o strategie temeinică pentru aceste teritorii care în fapt ne aparțin. Și de fapt cetățenii, exact. Despre cetățenii care stau acolo. Acolo ar fi trebuit să existe strategii pas cu pas. Mai mult ar fi trebuit să încercăm să facem o chestiune pe care au făcut-o alții cu noi. Să începem să recuperăm teritoriile din punct de vedere comercial. Însă noi n-am făcut-o. Ar fi fost extraordinar să avem pompe de benzină care să scrie pe ele Petrom. Ei nu mai poți că sale austriecilor. Păi acum, asta este. Mai avem vreo 40% din Petrom. E ceva, până la urmă e ceva. Să știți că se poate avea și 100%. Trebuie doar un act semnat, trimis la monitor oficial și atât. Dacă îmi permiteți. Să vă spun, uite, apropo că deschideți o cutie. Eu, de exemplu, ca și cetățean care cât de cât mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, să știți că mi se pare un act nițel cam periculos în contextul în care trăim astăzi. Apropo de această idee, până la urmă discutăm de o naționalizare. Nu. Nu este o naționalizare. Sau, mă rog, dacă vreți să spuneți naționalizare, da, care ar putea fi? De ce Polonia a făcut-o, Ungaria a făcut-o, Cehia au făcut-o? Deci în 2022, în timpul războiului din Ucraina, când au văzut că economia lor se duce pe butuși din cauza ruperilor relațiilor cu Rusia, în momentul acela, aceste țări au făcut o naționalizare mascată pe un termen de 3 ani de zile, da? În care absolut tot ceea ce înseamnă resurse, utilități, au devenit proprietatea exclusivă a statului respectiv. Sunt vreo 7 state din Uniunea Europeană. Deci pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Ei pot, noi nu. Sunt unicul parlamentar care a cerut, cred că lună de lună, să urmăm exemplul acestor țări. Răspunsul a fost că nu se poate. De ce nu se poate? Unii pot, alții nu pot. Bun. Acum, dacă îmi permiteți... Bun, de ce nu? Nu se poate, dar trebuie să existe un argument. Nu, deci au spus că nu se poate și că, de fapt, nu au cum, pentru că cele mai multe dintre resurse fac obiectul, ca să vedeți că habar nou ce înseamnă astfel de treceri, chiar și temporare, în administrarea statului, da? Există inclusiv dispoziții legale, în afară de Constituția României, există legi care spun că în astfel de situații, când economia trece prin perioade grave pentru a se prezerva drepturile cetățenilor români, ai această posibilitate de ca statul să intervină. Exact cum a fost, de exemplu, în starea de urgență. În starea de urgență, statul român a putut să treacă peste orice constituție, peste orice lege și să conducă prin ce? Prin ordonanțe ale unui minister a ajuns, adică eram în stare de război. Dar nici măcar nu știu, comitetul la pentru situații de urgență. Sau un da. Nici nu știu dacă era o structură care avea până la urmă statut de minister. Că nu, practic, nu. Era o pseudo-structură, motiv pentru care am și formulat plângeri penale. Apropo, domnul Raed Arafat cu cele 4 milioane este anchetat de euro. Este anchetat în urma unei plângeri penale depuse de mine și de colegul meu avocat Gheorghe Gabriel Căcescu de la Iași. Domnul Florin Vasile Câțu, la acest moment i s-a ridicat imunitatea, nu pentru că s-ar fi autosesizat un procuror, așa cum s-a menționat în presă, ci pentru că tot Diana Iovanovici Oșoacă a formulat și ulterior și partidul SOS România pe care îl conduc,
Tot împreună cu colegul meu, Gheorghe Gabriel Căcescu, am formulat plângeri penale. Cred că lui am făcut, nu știu, 60-70 de plângeri penale. Vreau să vă spun că acolo eu am avut un discurs, poate l-ați urmărit, la ridicarea imunității domnului Câțu. Gândiți-vă că ei sunt folosiți pentru a scoate ochii românilor, că vezi, doamne, există dreptate. Deci el cu doamna Mihăilă și cu Voiculescu, pentru că eu am formulat plângere penală împotriva, plângeri penale împotriva cel puțin, deci numai în dosarul acesta al lui Câțu, împotriva cel puțin 20 de persoane. Infracțiunile erau un număr de vreo 12. Uite, îmi pare rău că nu am la mine să vă dau, dar o să vă trimit. Iar abuzul în serviciu era ultima, pentru că este o formă foarte simplă și nu este vorba de infracțiuni de corupție, ci este abuzul în serviciu simplu din codul penal, nu are legătură cu legea specială. Și mai mult decât atât, nici măcar nu l-au acuzat de abuz în serviciu, ci de complicitate la abuz în serviciu. Adică știți ce se va întâmpla? Exact ce am spus în plen. O să meargă chestia asta vreo 10 ani, se prescrie, la revedere, sau și dacă nu se prescrie, nu există fapta, îi dăm nup, vine o altă lege dacă, Doamne ferește, tot ăștia ies la anul și dau o lege mai favorabilă și atunci se aplică legea penală mai favorabilă, se uită și cei 65.000 de morți în saci negri de plastic nu vor fi niciodată răzbunați. Dar o să vă rog să mă lăsați să vă spun un lucru, că mi-a ridicat mingea la Fileu, apropo de Serbia și de Valea Timocului. Nu știu dacă sunteți la curent, dar da, într-adevăr, niciodată până acum, în ultimii 33 de ani, statul român nu și-a mai dezvoltat relațiile, cel puțin cu Serbia. A uitat de românii din jurul României, suntem singura țară, dacă ați observat, nu numai înconjurată de teritoriile ei luate sau date de către marile putere altor state, ci și țara înconjurată de teritorii pe care locuiesc români, de care România a uitat. Și nu poporul român, ci puterea. Vreau să vă spun că în luna septembrie, la sfârșitul lunii septembrie, Partidul SOS România, împreună cu mine, am fost invitați de către Partidul Parlamentar Zavetnici, este singurul partid naționalist din Parlamentul Serbiei. Am fost într-o vizită oficială timp de 3 sau 4 zile. Acolo am fost și invitată ad hoc și la, sunt singurul parlamentar din Uniunea Europeană, cât și singurul politician din Uniunea Europeană, invitat vreodată la conferința Eurasia Movement și BRICS, unde am avut un discurs de peste 30 de minute în limba engleză. A fost dat de către televiziunea Nașu TV și de către Luis Lazaru Zeus TV. Să știți că s-au spus lucruri extrem de importante acolo, dar în discuțiile oficiale pe care le-am purtat în Parlamentul Serbiei cu formațiunea Zavetnici, condusă de tot de o femeie, de doamna Milica, e o tipă tânără, la 30 de ani, foarte foarte dornică de sârboaică, da, mă rog, și jumate din mine tot de acolo e, așa că să știți că numele acesta a fost efectiv punctul forte pentru ei, pentru că ei nu prea mai au încredere în reprezentanții români, ori eu fiind în Parlament sunt reprezentant al poporului român, dar acest nume a făcut ca să fie deschise porțile și dacă o să vă uitați la noi pe site-ul sosro.ro, am dat publicității protocolul încheiat cu ei după 3 zile de tratative și este pentru prima dată când un partid parlamentar recunoaște faptul că există probleme ale românilor, în special în Valea Timocului, urmând să mai facem încă o vizită. Ei au acum pe 17 decembrie alegeri anticipate. Culmea, chiar când eram în Parlament, au venit și au anunțat că au alegeri anticipate. Și am văzut și eu verba care a intervenit dintr-o dată, pentru că să te trezești cu 2 luni înainte, că, sau mă rog, 2 luni jumate, că îți vin alegerile peste tine, este destul de complicat. Da. Poate lumea nu înțelege, dar semnături, candidați și așa mai departe, este destul de complicat. Astfel că Partidul SOS România a reușit să repare, cel puțin să înceapă demersuri și să repare prin acest protocol cu un partid parlamentar,
S-a scris foarte mult în presa sârbă despre acest lucru, ca și în presa internațională, pentru că acolo am menționat foarte clar și au fost, cum să zic, au avut o atare considerație pentru faptul că eu am menționat Kosovo este Serbia. Chiar au mulțumit suporterilor echipei naționale de fotbal care au manifestat atunci o dragoste extraordinară față de frații noștri sârbi. Să știți că suntem singurul popor cu care sunt singurul popor cu care noi am avut niciodată război. Și da, apreciază lucrul ăsta. Ne iubesc foarte mult, deci credeți-mă, am fost primită cu o dragoste extraordinară. Am rămas uimit și plăcut impresionată să văd că sârbii mă cunosc. Și am fost oprită pe stradă și mi s-a spus, doamna Șoșoacă, dar v-am urmărit, dacă nu erați dumneavoastră în pandemie, zice, ne traduceau prietenii noștri români și mi-au arătat filme, efectiv și la un restaurant unde am fost, chelnerul mi-a arătat, zice, nu sunteți asta dumneavoastră? Ba da. Și era un discurs de-al meu din pandemie, subtitrat în sârbă. Și zic, doamne, dar cine l-a făcut? Zice, dar tot ceea ce ați făcut dumneavoastră, noi știm aici. Deci, am deschis noi, cei de la SOS România și eu ca parlamentar, ca senator, am deschis drumul reluării relațiilor cu Serbia. Vi se pare normal ca în 33 de ani relațiile dintre România și Serbia să se răcească în așa fel încât să nu mai existe nici un fel de comerț oficial, nici un fel de legătură politică oficială? Dar vi se pare normal? Inimaginabil. Când noi avem români acolo... Măcar din punctul ăsta de vedere. Dar vi se pare normal să se răcească relațiile dintre români și români? Păi aici era problema. Păi nu, eu mă refer și de dinăuntru, nu neapărat din afară. Să știți că nu. Că și aici sunt probleme. Adică noi avem pretenția să facem lucruri pe care nu le facem în familia noastră, doamnă. Așa este. Da, și vreau să vă întreb, că nu vreau să... Asta ziceți să ne luăm... rețeaua de distribuție a carburanților. Cine s-o conducă, doamna Șoșoacă? Că dacă noi aducem... Naționaliștii. Cine? Cei care iubesc România și care se luptă pentru România. Încă mai suntem, să știți. Și cât mai suntem noi și suntem majoritari, atenție, nu vă luați după sondajele, doamna, sunt umflate de eu servicii. Eu nu mă iau după sondaje. Dar vedem, să știți că eu merg din, în fiecare zi sunt în alt oraș, în altă comună. Poate pregătește regia o poză cu naționalism, apropo de cum lasă naționalismul locul de muncă când pleacă acasă. Apropo de naționalism, poftiți. Care lasă locul? Ce, despre ce naționalism vorbiți? Păi, dacă nu-mi spuneți. Dar, în ceea ce privește Serbia, această problemă am atacat-o noi. N-am înțeles că nu a convenit puterii actuale de la București și mă bucur din suflet că nu i-a convenit, pentru că noi va trebui să reluăm relațiile cu absolut toate statele din jurul nostru în care trăiesc români, este obligatoriu, și mă întreb, Departamentul Românilor de Pretutindeni ce face? Are o groază de bani și ar trebui să facă în așa fel încât să se reia relațiile. Ce face Departamentul Românilor de Pretutindeni pentru românii din Ucraina? Apropo, pe 30 a fost Sfântul Andrei. Am fost la Peștera Sfântului Andrei, cum mă duc în fiecare an și înainte de a fi senator, eu mă duceam la Peștera Sfântului Andrei pe 30 noiembrie. Pe băiatul meu îl cheamă Andrei și întotdeauna m-am dus să mă rog, în primul rând, pentru copiii mei și în rest să vă pentru... trăiască. Mulțumesc la fel și dumneavoastră și tuturor. Și vreau să vă spun că acolo am întâlnit, chiar m-au rugat oamenii când m-am întors, deci am stat până la vreo 5 după amiaza, pentru că n-am putut să plec. Mii și mii de oameni care m-au înconjurat și eu nu, să știți că nu refuz pe nimeni, fac poze cu toată lumea, mă îmbrățișez cu ei, vorbesc, le ascult problemele, am un portbagaj de plicuri de probleme pe care le-am dat și celor din SOS, juriștilor, să încerce să le rezolve fiecare pe județul respectiv, pentru că numai la mine la București cred că am peste 30 ceva de mii de plicuri. 30 și ceva de mii de plicuri, ca să înțelegeți, da? Sunt convins. Este cumplit, credeți-mă, este cumplit. Dar acolo mi-au spus oamenii, ce, doamnă, vă așteaptă jos unde sunt oamenii la târg,
vă așteaptă o româncă de-a noastră din Ucraina. Este filmat, e la mine pe Facebook, credeți-mă, pe mine m-a buvnit plânsul și pe ea la fel. Când m-a văzut, i s-a înseninat fața și a izbucnit în hohote de plâns. M-a luat în brațe, s-a pus cu capul aici cum vin toți și atât am putut să spun, sora mea, și m-a pufnit plânsul, pentru că să știți că este emoție cumplită, ei trăiesc o teroare acolo, își doresc să se unească cu patria mamă, nu-i ajută nimeni, mai ales că dânsa era un apropiat al cuviosului Longhin. Și am întrebat-o, zic, da, de când sunteți în România, ce de când cu războiul? M-am refugiat aici. Bun, zic, da, ajutor primiți de la statul român. Și a lăsând ochii în jos, a spus, mi-a fost rușine. Cum adică v-a fost rușine? Jur, e înregistrat. Ce, zice, mi-a fost rușine să cer de la români să-mi dea când eu am două mâini și două picioare și pot munci. Și m-am uitat, avea un stand, am cumpărat și eu un șal în care vindea șaluri, iconițe, creme făcute în Ucraina de români de la mănăstire, tămâie și așa mai departe, lucruri sfinte. Și zic, bine, dar aveți dreptul, adică cum adică ucrainenii care n-au nicio legătură cu noi au luat zeci de mii de euro pe lună și dumneavoastră, nu? Doamnă, dar eu muncesc. Eu n-am venit aici să fiu o povară, că și România e săracă și românii sunt săraci. Zice, eu m-am dus, am luat ce bunuri a trebuit să am, am luat autorizații și am venit și în fiecare zi stau și vând. Păi nu vă supărați. Diferența între această româncă extraordinară și ceilalți ucraineni în mașini de lux de 100.000 de euro, care au luat 10.000 de euro pe lună ca ajutoare, 3.700 de lei de fiecare copil, în timp ce copiii noștri au 250, cât e, 8, 252, 258 de lei, este insinuabil. Nu există. Nu este singura speță în care noi ne tratăm pe ei noștri cu mult, cu mult, cu mult mai sărăcăcios, chiar, cum să spun eu, dureros, față de cum îi tratăm. Păi da, haideți să ne gândim cum poate să-și pornească o afacere, o companie care vine de afară în România și ce se întâmplă unei companii din România. Nu numai facem din România. Stați să vedeți că am vorbit cu foarte mulți români care s-au întors în România. De exemplu, în perioada pandemică, atunci când în Italia a fost acea obligativitate a vaccinării, s-au întors peste 1.250.000 de români în țară. O parte au rămas, o parte au plecat pentru că, ce să vezi, îmi spun că m-am întâlnit cu oamenii, inclusiv aici la Alba Iulia, așa am vorbit, tineri care au venit și au deschis o afacere. Și mi-a spus, doamna Diana, deci ați avut dreptate, exact ceea ce ne-a spus s-a întâmplat. Cum mi-am deschis afacerea? Într-o lună am avut 8 controale, am mers de la absolut toate controalele, am mai reușit să mai țin cât de cât cu ce bani aveam strânși încă vreo 4 luni, timp în care controalele au venit lună de lună cu alte amenzi, până când a trebuit să-mi bag firma în faliment. Poftim! Dar câte controale se fac la multinaționale? Câte controale ale OMV-ul? Câte controale are Lukoil? Câte controale au, nu știu, toate supermarketurile astea, hipermarketurile? Le facem publicitate, n-avem nu, voie. Nu, e o publicitate negativă. Da? Da? Vreau să-i întreb, poate ar trebui să-i sunăm. Ok, da. Toate aceste benzinării. Dar de ce se, doamna senatoare, eu asta nu înțeleg. De ce se sună pe ei? Haide să sunăm ANAF-ul, haide să sunăm pe da, domnul. Dar vă răspunde? Cine? Păi nu hai să-i sunăm până... Sunați-i, păi, vă rog frumos. La modul se... Păi dumneavoastră aveți o altă posibilitate. Eu ce să-i sugă pe nici mine? Nici mie nu-mi răspund. Vedeți, aici este nici problema. Nici mie nu-mi răspund. Pentru că problema noastră suntem noi, doamnă. Noi am deschis granițele, noi am deschis curțile, noi am deschis tot să ne cotropească. Și acum adendem de ceasul morții că suntem sufocați. Dar cine a făcut-o? Cei care au plecat de lângă noi? Au acceptat românii. Au acceptat. Iertați-mă. Și mai este o problemă pe care le-am spus-o românilor din afară. Toți mă întreabă ce ne promiți. V-ați obișnuit cu prea multe promisiuni. Vă promit muncă și sacrificiu. E singurul lucru pe care pot să-l promit. Doamna,
Doamna senatoare, vreau să vă spun că mi-am adus aminte și țineam neapărat să vă întreb. Cel puțin în ultima perioadă, acum de 1 decembrie, văd că pur și simplu este inundație, este avalanșă. Doamna, toți promit, toți politicienii promit fonduri. Cu excepția doamna, mea, nu, dați-mi voie să vă spun. Doamne, Cartea Sfântă ne învață în felul următor. Învățați-i pe oameni să pescuiască. Corect. Nu le dați pește. Doamne, nu face politicianul altceva să vină să spună avem 80 de miliarde de la Comunitatea Europeană, 8 ani de zile aveți pește, nu mai trebuie să vă ocupați nici de nadă, nici de undiță, totul e perfect. Stați, gândiți-vă, distrați-vă, că banii vin. Doamnă. Nu vine niciun ban și ca dovadă am și pierdut vreo 10 miliarde din cauza... Și o să mai pierdem? Da, vom pierde. Din cauza incapacității statului român și de a putea să se plieze și să gândească efectiv niște posibilități de a capta acești bani, pentru că să știți că sunt foarte mulți specialiști care au încercat să discute cu reprezentanții statului român de la nivelul ministerilor, de la nivelul guvernului și inclusiv de la președinție, astfel încât să putem să creăm și locuri de muncă, pentru că noi ne împrumutăm. Ok, bun, ne împrumutăm, dar ce producem? Noi nu producem mai nimic. Tot ceea ce produc multinaționalele astea se duce afară. Ei își externalizează absolut tot. Inclusiv profitul. Profitul care nu există pe acte, dar de fapt există în consultanțe. Eu, de exemplu, cu Ciolacu i-am spus în felul următor când am fost în audiență la el. Și i-am spus, ai o ordonanță proastă pe care o să vezi, i-am dus punct de vedere al oamenilor de afaceri. Din 8 august discut cu el. Da? Din 8 august. Și ce mi-a spus? Că eu habar n-am economie și noi toți care îl criticăm nu înțelegem că România e un paradis fiscal. Jur. Paradis fiscal. Eu m-am uitat la el și am întrebat. Nu vă supărați. Cred că a spus chestiunea asta. Cred, fără nicio reținere. Că nu vă supărați. Toți ăștia care veniți pe aici în Victoria, consumați ceva. Că toți aveți aceeași problemă. Toți. Ei trăiesc, nu știu, se integrează în absolut, am impresia, nu știu. Asta nu este o afirmație eronată. România este... Da, voi trăiți în paradisul fiscal, dar veniți în iadul nostru. Păi, tocmai asta este de... La ei e paradis, la noi este și iad. Și nu numai, la cei care investesc, mult dintre cei care investesc... Dintre români? Nu, dintre străinii care investesc aici, beneficiază... Pe paradis. Iertați-mă. Și le-am spus, de ce permiteți ca aceste consultanțe, da, dar nu singur, să fie mai mult de 5%? Nu, eu vorbesc de ele, da? Da. De ce nu permiteți numai 5%? Păi cum să fac așa ceva? Foarte frumos, limitezi. Pentru că ei își fac firmele lor, tot ale lor din grupul mamă, care ele vin cu sute de miliarde, cu nu știu ce, consultanță. Cine verifică pe ei cu consultanța aia? Doamna... Hai să fim serioși, ANAF-ul pe noi n-ar verifica, să știți dacă am avea consultanță 30 de miliarde. O altă modalitate care o practică, sunt convins, toată învânzarea se duce printr-o singură firmă de afară. Exact. Nu? Vinde afară și de acolo vinde și la revedere. La clienții finali. Deci sau cum fac, vin din Bulgaria, vin în România, dai printr-o altă firmă în România, dai printr-alta, se tot duce TVA-ul de la una la alta, după care te duci în Bulgaria. IOC TVA. S-a terminat. Nu, dacă din 389 de scanere în vamă funcționează 7, 7 din 389. Normal, pentru că trebuie să-și bată joc de români și dacă vrei să treci, trebuie să dai și șpagă. Știți de ce nu intrăm în Schengen? Și vă spune un om căruia nu-i convine Schengenul și vă spun de ce. Am vorbit cu mulți transportatori, îi înțeleg. Dar și ce înseamnă Schengen în România? Înseamnă da drumul la prostituție, pedofilie și droguri nemăsurat. Și așa avem ce avem acum. Uitați-vă în ultimul raport al Organizației Națiunilor Unite, care menționează, a fost dat în urmă cu vreo 2 luni, l-am și dus în Parlamentul României, habar nu aveau de el, acești politicieni, da, de 2 bani, nu știau nimic. Și menționează acolo că de când cu războiul din Ucraina, pentru că există această poartă de intrare a tuturor navelor și transportului
venit din Ucraina, care nu se controlează niciodată, atenție, nici o mașină nu este controlată, este cea mai mare, cel mai mare trafic de droguri din ultimii 30 de ani. Cel mai mare trafic, iar România a devenit țară de consum din țară de tranzit. Am avut astfel de emisiuni, am avut și interpelări, am fost contactată de asociații de antidrog din afară și mi-au spus că au nevoie de ajutorul meu ca împreună să limităm acest trafic, pentru că, uitați-vă, în România, păi să ajungi tu copil la 10 ani să consumi droguri? Tu așa ceva nu exista. 13 ani, acum sunt... Nu, 10! 10 ani. Vârsta a coborât la 9-10 ani. Cum e posibil în clasa a patra? Dar instituțiile care se ocupă, că avem tot felul... Nu, dar instituțiile care se ocupă, că avem tot felul de autorități și pe la Ministerul de Interne care se ocupă de traficul de, cu droguri și de consumul păi de droguri. Se ocupă cu traficul de droguri, da. Ce simpatic. Limba română bate una. Asta fac, se ocupă cu traficul de droguri, da. Ați spus foarte bine. Aveți probe, doamna senatare? Păi n-a spus dumneavoastră? Păi, proba sunteți dumneavoastră? Asta nu-i probă, eu nu pot fi probă. Cum să nu? Raportul internațional. Da. Raportul internațional și mai este unul de la Agenția Națională Antidrog. Și aș vrea să le uite, adresați o întrebare parchetelor. E o chestie pe care vă spun ca avocat. Reții un consumator de droguri, da? E unul care e dependent. Știm foarte bine ce înseamnă pentru ei neconsumul de droguri. Intrarea în sevraj. În momentul ăla tu nu mai poți să ai legătură cu el, s-a terminat. Se dă cu capul de pereți, sparge, bubuie, distruge absolut tot. Nu mai, și poate să și moară. Tu, și când se duc la dezintoxicarea asta, da? Le reduce doza. Dar tot niște medicamente care sunt de fapt înlocuitori de droguri și se dau doze mici, mă rog, din ce în ce mai mici. Ca la dezalcoolizare. Dar, exact, îi dai în cantități, îi reduci consumul. Bun, deci îl reține, da? El, din momentul în care l-a reținut, se presupune că nu mai consumă droguri. Dumneavoastră credeți că el își revine așa, într-o oră? Instantaneu. Procurorul trebuie să se întâlnească cu el. Polițiștii trebuie să stea lângă el. La un moment dat, el simte nevoia de consum de droguri. V-a spus întrebarea ce se întâmplă, cum stă de vorbă procurorul cu unul ca ăsta? Păi probabil stă după vreo 2 săptămâni, ca să nu glumesc acum. Legat sau cum stă? Îi se dau droguri. Înțeles. Da? Firesc ar trebui să... Da? Pentru că nu vine niciun doctor să-i pună în venă vreo altceva. Ceea ce înseamnă că administrat... Și vă spune un om din interior de acolo, pentru că am vorbit cu foarte mulți de ăștia consumatori de droguri și întrebam, băi fraților, dar cum adică tu în afară intri în sevraj și aici nu intri în sevraj? Da? Și unul dintre ei mi-a destăinuit. Păi da... Ne dau că altfel murim. Păi cum și dacă e pe venă, se dă și pe venă. Vorbiți cu avocații care reprezintă astfel de persoane. Și o să vedeți. De unde are arestul poliției? De unde are dotarea? Vă spun de unde. Poliția, da? Cum? Are capturi de droguri. Confiscă. Da? Ok, se confiscă. Ați văzut ce spunea domnul Andrei, ca de la sindicat, când a fost cu băiatul acela de la mare, a omorât. Dumnezeu să-i odihnească. Doamne, ce cumplită situație. Vă dați seama, ei au fost scoși în față, s-a pus Batista pe țambal. De fapt, în spatele lor e altă mafie și să știți că am avut în Parlament câțiva parlamentari care mi-au spus ar fi bine să nu te bagi în mafia drogurilor, pentru că acolo să știi că nu există calitate de parlamentar. Adică mi se poate lua gâtul. Da? Bun. Ziaristul se poate băga în Parlament, că nu are calitate de parlamentar. Întreb și eu. Ar trebui să fie lăsat să se bage, pentru că dumneavoastră trebuie să dați adevărul. Dar știți cei din Parlament ce pățesc, ziariștii? Au cenzură și sunt șantajați. Dacă nu spui în limitele în care îți trasăm noi, dacă nu faci ceea ce ți se transmite de către partide, PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, tu nu mai stai în Parlament. Ești afară. Și nu mai ai aprobare. Nașul TV. Nașul TV, pentru că punea întrebări
care nu erau acceptate de către niciuna dintre formațiunile politice, deci jurnaliști, da, cum e Gabriela Calițescu, care efectiv dorește adevărul să iasă la iveală, nu mai are aprobare de, nu mai este acreditată în Parlamentul României și nici la președinția României. Și nici la guvern. Vi se pare corect? Unde mai e adevărul? Oh, sub o placă imensă de plumb. Păi și atunci unde e Dumnezeu? Dumnezeu? Dumnezeu e calea, adevărul și viața. Și atunci unde e Dumnezeu în toată chestia asta? Că îi vezi pe toți pe la biserică. Unde e, dacă tu cenzurezi, păi Dumnezeu adevărul, este omniprezent. Dumnezeu este peste tot. Oamenii nu mai sunt ai lui Dumnezeu. Aia e. Vedeți? Păi știți de unde realizez că oamenii nu mai sunt ai lui Dumnezeu? Mă întreabă toți. De unde ai atâta curaj? De ce nu ți-e frică? Și am spus, domnule, voi vorbiți de Dumnezeu și de frică. Ori sunt două chestii antagonice. Dumnezeu este cel care, cea mai mare putere, cel care a făcut, e Tatăl, e Făuritorul, El e Făcătorul lumii, e al nostru, e cel care ne-a dat viață. Deci, se presupune că tu care crezi în Dumnezeu, crezi în cea mai puternică forță din acest univers, de fapt creatorul universului. El te iubește, ești copilul lui. Și atunci vă întreb, dacă eu cred cu adevărat și Tatăl meu mă iubește și îl am în mine și în tot, pentru că sunt făcută după chipul și asemănarea sa, de ce mi-ar fi frică? Pentru că eu am alături de mine, da, puterea absolută. Da, dar vedeți dumneavoastră că... Dacă ai că avea credință cât o boabă de muștar... Ai putea muta muntele. Aia e. Da, dar... De-aia mie nu mi-e frică, nu vă supărați. Da, eu chiar cred și mă încred în Dumnezeu. Da, dar Fiul lui Dumnezeu ne învață să ne iubim aproapele, să-L iertăm. Păi și dumneavoastră nu e chiar așa. Și dumneavoastră nu, ia uitați-vă la Iisus cum a luat biciu și a biciuit pe toți în fața templului. În templu. În fața templului. Da, dar erau, și ce, Parlamentul nu-i templu. Nu? Nu? Nu e? Nu, realmente, dacă spuneți că Parlamentul... Toată lumea asta e templul lui Dumnezeu. Ce făceam făcut cu ea? Oh, nu. Ba, nu, da. Nu. Toată lumea asta este creația, este creație, dar nu putem. Și e templul său în care ar trebui să trăim frumos. Păi da, dar lumea asta este stăpânită de cine? De Dumnezeu. Nu? Ba da. Nu, lumea asta nu este stăpânită. Dacă ar fi stăpânită lumea asta de Dumnezeu, nu s-ar întâmpla ceea ce se întâmplă. Ba da, pentru că Dumnezeu permite ca să te poți trezi. Nimic nu se poate face fără sacrificiu. Până și Dumnezeu l-a sacrificat pe unicul său fiu pentru a mântui lumea. Iertați-mă, Doamna, nimic nu se Dumnezeu, poate face fără durere și sacrificiu. Eu sunt de acord, dar lucrurile astea trebuie făcute în dragoste. În dragoste de oameni, da. Da, în dragoste. Dar eu nu pot să am dragoste față de Satana. Păi nu, discutăm de oameni, nu de da, Satana. Eu păi iubesc da, poporul român, dar nu mă puneți să-mi iubesc Satana. Satana nu trebuie iubită, Satana trebuie distrusă. Iar toți acești politicieni pe care îi vedeți dumneavoastră, toți, că au atentat. Toți? Toți cei care au atentat. Da? Și cum toți cei care au atentat. Cum îi separăm? După fapte. După fapte? După fapte. Păi, dar sunt legi la care sunt incorpore, adică este și legi... Și atunci sunt satane. Mă scuzați, eu când intru în Parlament și scuz, se întorc toți, bună Diana, și eu, bună ziua satanelor. Deci eu așa vorbesc cu ei, pentru că sunt satane. Ăsta este adevărul. Sunt și niște satane. Nu-i sunt deranjează? Niște... Da, și dacă îi deranjează foarte bine, care e problema? Să-i ardă. Să-i ardă, că pe satana cu focul o arzi, cu focul vorbelor. Cu tot respectul, am vorbit cu foarte mulți preoți și zic, știți, părinte, că am mai greșit, că mă mai iau de ea, mai furisesc pe ea. Și părintele lui Anichie îmi zice așa, de la Frăsinei. Și îmi zice, lasă, zice, vrei tu, că ne rugăm noi să-ți ierte ție Dumnezeu și ești iertată că faci pentru binele țării. Zice, vrei tu, zi pentru bine. Atenție, intenția este cea care face diferența între virtute și păcat. Intenția. Scopul? Intenția. Adică, păi, dar știți că... Păi de la intenție te duci către nu, scop. Da. Dacă intenția e dezastruoasă... Dar dumneavoastră atenție. Știți că
Eu vreau să fac binele, că așa spune Biblia. Eu vreau să fac binele, dar rău să ține lipit de mine. Extraordinar! Păi, și nu. Tu nu știi să te dezlipești de rău. Păi, destul, auziți? E greu, noi doamnă. E greu? Da, e drumul greu? E nu greu. Mai e atât de ușor nu de parcurs. Nu mai ai șofer la scară, ai amenzi, ești urmărit, ești amenințat, nu te îmbraci de la, să nu mai zic că facem reclamă, de la 3.000 de euro geanta, nu mai nu știu ce. Astea-s trecătoare, astea-s trecătoare, da? Astea-s trecătoare. Nu vă supărați, ăștia toți sunt ancorați în material. Atât, e atâta văd. Avantaje. Da, dar păi, nu asta că... vând, să știți, nu asta vând. Vând. Păi voi vă luați după vorbele lor sau după faptele lor? Păi iertați-mă dacă poporul român a ajuns să nu mai facă diferența între fapte și vorbe. De 30 de ani nu face, doamne. Ei, lăsați că nici înainte nu făcea. Că noi bună. Avem nu numai 33 de ani, mai avem și vreo 50 de ani de comunism. Pus. Care a fost și cu bune și cu rele, dar totuși s-a acceptat piciorul pe ceafă. Tot și cenzură. Da, și da și nu. Și da și s-a nu. S-a acceptat? Nu, noroc că au mai fost brașovenii care au ieșit. Nu, eu nu știți cum hai să fim serioși. Ideea este următoarea. Minerii și așa mai departe. Sunt de acord cu dumneavoastră. Ideea este următoarea, doamna senator, și trăiesc din plin. Mă interesează extraordinar de mult perspectiva locală. Atât de mult își lasă amprenta localul pe viața mea de zi cu zi, încât partea, să zic așa, națională, între ghilimele, nu mai este prioritatea mea numărul unu. Nu? Una la... Nu. Și vă spun de ce. Păi atunci e o greșeală. Nu este o greșeală. Ba da, pentru asta nu vă interesează decât nu, localul. Nu, pe nu, mine mă interesează localul, nu, însă fiecare local cu local fac național. Nu, stați puțin, că tocmai asta este problema. Că din punctul meu de vedere, foarte greu, foarte greu și foarte rar, politicienii ajung acolo în UAT-uri. Foarte rar. La modul serios. Eu ajung în fiecare zi. Eu v-am înțeles, dar mai există o problemă. Ajungeți în fiecare zi. Întrebarea mea este, rămâne sămânță după dumneavoastră? Da, foarte da? Multă, da. Asta îi și deranjează. Că peste tot rămâne câte o sămânță care rodește. Poate nu rodi toate, dar dacă mie îmi rodesc 10 din 100, eu deja am 10%. Care 10% se duce și mai însămânțează. Cine mi-a creștinat o Românie întreagă? Apostolul Andrei. Un om. Că tot le place ăstora americanilor. Andrew Johnson, al 8-lea președinte american sau al 7-lea. Un singur om curajos constituie o majoritate. Sunt vă de acord dați cu seama dumneavoastră. Cât de rar sunt... e curajul de a putut să da. Spun așa ceva în acele timpuri. Da, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Și hai să vă mai spun ceva, suntem singura dar națiune. De la, de la ceea ce a creștinat Sfântul Andrei, Apostolul da. Andrei pe teritoriul României, cât creștinism a mai rămas pe teritoriul României? Conform statisticilor, 92%. Nu, cifre, nu, doamnă, spun. În realitate... Nu cifre. Iertați-mă, câți oameni au adus creștinismul pe pământ? Unul singur, Iisus Hristos. Bun, asta un este... singur om curajos a constituit o majoritate. Atenție ce vă spun. El a propovăduit iubirea. Și se tot propovăduiește iubirea lui. Datorită acestor oaze de iubire, că există oameni care încă se mai iubesc și trăiesc într-o comuniune frumoasă, să știți. Plină de iubire și de respect. Și în general lucrurile astea se întâmplă la țară. De aceea vor să desfințeze tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce înseamnă sătesc. Uitați-vă ce se întâmplă la Uniunea Europeană. Credeți că Ursula von der Leyen știe vreodată ce înseamnă sobă cu încălzire, cu lemne? De vorbește prostiile ei cu dioxid de carbon? Știe cât avem dar în nu atmosferă numai dioxid să de vorbește, carbon? Domne, păi dar am preluat și noi, am ajuns... Iertați-mă, dar... Avem și noi ursulele noastre. Domnule, dar ursulele noastre s-au transpus la Ursula de acolo. Credeți că i-ați deștept? Tot proști sunt, pe românește vă spun. Inculți, analfabeti funcționali, incompetenți, neprofesioniști, da, despre da, ce vorbim. Sus pe piedestal îi salutăm. Pe piedestal e Iisus și atât. E, da? Și noi trebuie să ne gândim la bine și să luptăm cu rău. Dacă pe rău ăsta îl cheamă Ursula, ne luptăm cu Ursula. Nu e nicio problemă. Chipul satanei ia să știți și chipuri angelice.
Ia și chipuri de femei, categoric, chipuri de bărbați. Categoric, o să ia și chipuri de femei care se trec, se cred vulpi și așa mai departe. Profeți mincinoși. Da? Evident, da, se vor învăți profeții mincinoși. Adevărat. Dar, ia uitați-vă ce se întâmplă în România. În toate țările, apropo de creștinism, că este o lovitură dată creștinismului, în toate țările vin din alte culturi și de alte religii, altceva decât creștinismul. Ei vin și se alătură oamenilor de acolo. Uitați-vă ce se întâmplă, cartiere în care nu mai ai curajul să intri. Poliția în Franța nu are curajul să intre în... Și în Germania. În Germania și așa mai departe. Bun. Ce se întâmplă în România? În România nu vin alături de. În România vin și înlocuiesc. Ceea ce este grav. Pentru că din România au plecat jumătate din populație. Nu vă uitați la cifrele mincinoase de la porcăria aia de recensământ. De exemplu, la mine acasă n-au avut curaj să vină. Și mi-a zis cineva de la primărie că au fost o ședință așa și zice, hai să vedem, să tragem la sorți cui îi cade blocul unde stă Șoșoacă. Și omului respectiv i-am picat eu și săracul s-a albit și a zis, zice, puteți să ziceți ce vreți, eu nu mă duc acolo. Și eu am avut un live și am spus, domnule, nu te bătea nimeni, dar îți adresam câteva întrebări raportate la legislație în care trebuia să-mi răspunzi. Nu-mi răspundeai, nu-ți răspundeam nici eu. Punct. Și așa au făcut foarte mulți oameni în țară, pentru că și eu și alți colegi avocați i-am învățat pe oameni ce să facă. Acela n-a fost un recensământ. Acela a fost un studiu pentru a verifica capacitatea intelectuală a românului și capacitatea de a discerne binele de rău și cât pot fi influențați și cât pot fi manipulați și așa mai departe. Acum, 10 milioane de români sunt plecați, să știți. 10 milioane sunt plecați. Când eu am spus de lucrul unde ăsta, aveți statistica asta? Imediat vă spun. Când eu am spus chestia asta în pandemie, am fost făcută mincinoasă. În 2021, pe la sfârșit, a ieșit un tip de la Ministerul Sănătății sau Casa de Asigurări de Sănătate și a spus... Peste 8, inclusiv în plenul Parlamentului a fost un deputat care a preluat de la el și a spus sunt cel puțin 8 milioane jumate de români plecați în afara granițelor țării. Spus oficial. Și momentul ăla toată lumea, păi de ce ați făcut o mincinoasă pe Șoșoacă când a spus că avem vreo 10 milioane de români în afară? Bun, dar tot a mai rămas 15 milioane în țară, nu? Nu, am sunt rămas... vreo 10. În țară? 10, atât. Atât au mai rămas, 10. Ce se întâmplă? Nu știu, realmente, că acum până la urmă trăim și noi pe teritoriile astea, poate în sudul țării, poate în Moldova. Nu, 10 milioane au rămas. Nu, eu v-am înțeles, dar eu Moldova depopula... e depopulată. Nu cunosc, nu s-ar au putea... Păi, dar sunt eu senator de Iași, știu ce e acolo, da? Stimate domn, este prăpăț în sate, însă vedeți în Oltenia, în sate în care nu mai există decât un om. Deci este prăpăț ceea ce se întâmplă. Nu știu aici cum e. Nu, aici... Aici s-a mai păstrat. Dar aici aveți altă problemă. În Ardeal e o problemă falsă provocată de către un partid, UDMR, care divide etimpera pentru care are ajutor din afară. Iar românii cu maghiarii trebuie să se înțeleagă pentru că oricât ar fi și maghiar... Eu l-am întrebat toată pe unii din maghiar. Nu vă spun, pe mine maghiarii mă iubesc, să știți. Mă iubesc pentru că le-am reprezentat interesele considerându-i români. Ești în România? Ai buletin de România? Ești român. Și l-am întrebat pe unii din maghiar care spunea, minți. Zic, domnule, dumneata ai cumva o reducere când te duci la benzinărie să-ți cumperi benzină? Adică, cât ai dumneata pe litru de benzină sau de motorină? Că eu dau 7 nu știu cât. Păi și-o dau la fel, bravo. Când te duci și-ți cumperi litru de ulei, eu dau vreo 12 lei, 14 lei, 18 lei în funcție. Dumneata zic că ai reducere de la UDMR? Și la o anumită bancă. Dar la gaze ție nu ți-a venit factura că pe mine m-a omorât. Zic că am plătit 20 de milioane de nu mai știu de viața mea. Păi ce și mie mi-a venit 20? Și atunci ce a făcut pentru tine UDMR-ul? Și în momentul ăla i-a picat fisa. Zic, dumneata trăiești mai bine ca acum 20 de ani? Nu. Dumneata ai văzut că toți liderii UDMR sunt bogați și trăiesc bine? Da. Și atunci ce au făcut ei pentru tine când tu ai sărăcit la fel ca și noi ăștia la alți? Ce au făcut și românii pentru români. Exact. Despre ce vorbim. Și momentul ăla și-au dat seama. Și să știți că eu ne soiesc România,
am 5 organizații județene care sunt conduse de etnici maghiari sau mixti. Sunt convins. Și am 2 care nu știau limba română și mi-au spus cu traducător. Zice, doamna Diana, vă ador, din pandemie, v-am urmărit, am ascultat toți. Păi zi, dacă nu știi maghiar, nu știi română, de unde? Păi cum, că fata mea știe și îmi traducea. Și mi-a zis în felul următor, zice, din cauza dumneavoastră m-am apucat să învăț română. Dar zice, cine ai învățat în școală? Păi zice, noi la limba română învățam limba maghiară. Noi nu aveam profesor de limbă română, nu ni s-a dat niciodată de la Ministerul Învățământului. Poftim? Vedeți ce fac politicile astea? Vedeți că politicienii i-au făcut și ce? Și până la urmă i-am întrebat, ok, și dacă tu vrei să te angajezi undeva, că nu o să ai locuri de muncă numai în Ardeal. Asta este. Poți să ai la București, poți să ai, nu știu, prin Timișoara, poți să ai la Iași. Ce faci? Că acolo nimeni nu vorbește maghiară. Păi zice, da, în momentul ăsta mi-am dat seama că mie mi s-au îngustat oportunitățile de a putea munci. Categoric. Și zic, ok, să zicem că vă face enclavă, că vreți autonomie. Bun. De jur împrejurul acestei enclave Ardeal e numai teritoriu românesc. Cum o să poți dumneata să intri, să te duci, să zic, în Ungaria, să ieși din enclavă și să te duci acolo, zic... Doamna senatoare... Haide să fim serioși. O abureală de nedescris, își bat joc de oameni și îi deci instigă ocupă, unii potriva. Ocupă agenda exact. Cetățeanului cu false probleme. Exact. Ca nu să-i devieze de la problemele importante. Ăsta este adevărul. Nu asta este problema. Asta iar nu... românii trebuie să se trezească că vin alegerile și iar o să fie instigați maghiari contra români și români contra maghiari ca să poată să mai aibă UDMR-ul vreo 5% să fie iar în Parlament, da? Și trebuie să se termine odată cu chestia asta. Doamna senatoare, mecanismul funcționează. Nu prea mai funcționează, nu să Nu știu, eu constat totuși că funcționează. S-au trezit mulți. S-au trezit, dar nu suficient. Dar știți de ce? Dar nu suficient. Că le gheorghe mațele de foame. Dar nu suficient. Sunt mulți care să știți nu că... Nu ziceți așa. Există și o acea parte tăcută. Care, uitați-vă, în pandemie câți am fost în stradă, câți am făcut plângeri penale, câți avocați am fost? O mână. Câți au reacționat tăcut și nu s-au vaccinat? Peste 70%. La sfârșitul anului 2022, pe masa prim-ministrului României, a apărut un raport. Și vă spun ca parlamentar, n-am să dezvălui sursa. Eu ca parlamentar am dreptul să știu lucruri pe care alții nu le știu și să nu-mi dezvălui sursa exact ca dumneavoastră jurnaliștii. Și a fost informat că în România, de fapt, nu sunt 40 și ceva la sută vaccinați, ci doar 12,8. Restul fiind vaccinați la chiuvetă. Ne mai aducem aminte de acea campanie de prindere de vrăjitoare când parchetul tot reținea oameni care, vezi, doamne, se vaccinau la chiuvetă? Doamna senatoare, tristețea mare știți care este? Pandemia ne-a demonstrat că democrația este de o fragilitate fantastică. Nu ne-a demonstrat că nu există democrație. Eu zic totuși că e de o fragilitate fantastică. Adică, sunteți mai drăguți, mai indulgent. Nu, păi sunt mai drăguți și mai indulgent că am trăit și vremurile în care nu era fir de democrație. Fir de democrație, vremurile în care erau 2 ceasuri apă caldă, vrei să vezi un meci de fotbal, nu-l vedeai, nu să uit cât trăiești, veneau și verificau femeile la întreprindere să vadă dacă sunt sau nu, scuzați expresia, adică despre ce vorbim? Despre ascultam Europa Liberă numai și vocea Americii, cum, și vocea care Americii. Acum s-au dovedit a fi de fapt alte... În fine, posturi manipulatoare și așa mai departe. Până la urmă, nouă, la momentul respectiv, ne transmiteau o doză de speranță. Era ceva. Și ce spune domnul profesor Florian Colceaga, antrenorul de genii? Nu mai folosiți cuvântul speranță. Speranța e o dezamăgire amânată. Eu prefer să folosesc cuvântul certitudine, așa cum e revista, singura revistă naționalistă, Certitudinea lui Miron Manega. 2 oameni minunați care îmi sunt aproape și să știți că așa e, nu speranță. Trebuie să fim siguri. Și gândiți-vă că dacă... Putem fi siguri da. Numai în aspectele în care avem certitudinea că
comportamentul nostru este hotărător, dar există aspecte ale vieții în care nu noi hotărâm. Noi trebuie să ne facem... În absolut toate momentele vieții noi hotărâm. Suntem... Nu, eu la altceva mă refeream. Să știți că inclusiv ceea ce fac acești politicieni este tot din cauza neimplicării oamenilor și a fricii pe care o au. Uite, mie mi-a fost foarte greu în SOS România, în partid. Bine, noi suntem și un partid tânăr, un an de zile, da? Și totuși, pentru prima dată în istoria, cel puțin din Europa, în care un partid într-un an de zile ajunge în sondaje. Gândiți-vă că Fidesul al lui Orban a ajuns în sondaje cu un 1 sau 2% după 7 ani. Iar noi, după 3 luni jumate, eram cu 2% în sondaje. Astea mincinoase, așa cum sunt. Da, s-a transferat o mare parte din procentele pe care le am eu către SOS România. Însă acum SOS România a prins contur. Sunt oameni extraordinari care acționează. Însă, cel mai greu mi-a fost să-i fac pe oameni să înțeleagă că ei sunt stăpânii și că ei au delegat din puterea lor către primar, consiliul local, consiliul județean. I-au mandatat până la urmă. Au delegat, să zicem, și au mandatat. Eu îmi pot retrage mandatul. Și le-am spus, de ce nu vă duceți în consiliile locale să... Da, stați să vedeți. Și zice, păi, dar ne dau afară. Sau se țin online. Vreau să vă spun, de exemplu, la Constanța. Președintele organizației Constanța, Cristi Stancovici, care a stat vreo 32 de ani în Canada, și a venit în România, evident. Să știți că și acolo există globaliști și așa mai departe, dar cel puțin drepturile alea până acum, până în pandemie, se mai respectau drepturile și oamenii aveau drepturi, aveau, li se recunoșteau anumite drepturi ale omului. Și el s-a dus, efectiv, cu o constituție în mână, cu colegii de acolo, în Consiliul Local și i s-a spus, păi, dar nu mai avem ședințe ale Consiliului Local din 2020. Unde? Sunt online. Constanța. Oraș? Da. Și bineînțeles că... uitați-vă pe partidul SOS România, filiala Constanța, pe Facebook, să vedeți că omul s-a dus, s-au dus mai mulți și au avut o serie de ieșiri în stradă, da, împotriva acestor ședințe online. Și bineînțeles, la momentul ăsta le-au făcut și plângeri penale și i-au dat și în judecată. Să vedem ce se va întâmpla. Vicepreședintele de acolo este fost magistrat și evident că știe foarte bine să aplice legea. În altă parte, Galați. Președinta organizației județene Galați SOS România, doamna Gabriela Iordăchiță, profesor universitar, un om care a făcut o lucrare de diplomă extraordinară care poate sta oricând la baza oricărei anchete penale a parchetului general despre Sidex, Galați, atenție, și este cea care urmărește îndeaproape ceea ce se întâmplă acum în Galați, în Sidex, adică vă spun, se dă la fier vechi toată. Da? Ca să știți ce se întâmplă la Sidex, Galați. Ei, ce au făcut? S-a votat de către primărie cu Consiliul Local, cred că unde cele mai mari prețuri la apă din țară, 100 și nu știu cât de lei, e 160 ceva, 180 și ceva de lei. 11 lei, 14 lei. 11, pardon, da, nu, 16,18, nu știu cât. Și la Alba este problema asta. Exact, am făcut eu foarte multe interpelări. Ca să văd că de fapt, bun, ce a făcut? A scos oamenii în stradă, 3 săptămâni la rând. Și ușor, ușor au învățat, au prins curaj. Eu personal, săptămâna trecută, am fost solicitată de către filiala Bușteni să mă duc într-o ședință de consiliu la Bușteni, unde ăștia se omorau. M-am dus frumos, elegant, am stat 2 ore de vorbă cu ei, i-am împăcat, i-am adus la un numitor comun, deci făcea ăștia toată fiind, lumea cruce. Fiind ce? Liberal și... PNL, PSD, Verzi... logic, suntem USR, în zona montană. Da. Ok. Dar am, într-un final, i-am adus la un punct în care să înțeleagă că toți au aceeași problemă. Și bineînțeles că să vedeți că e pe live, uitați-vă pe live-ul lor, domnul Bucur conduce filiala de la Bușteni,
Și vreau să vă spun că a fost totul filmat și nu înțelegeau buștenenii cum s-a reușit să se ajungă la un numitor comun și să nu se mai omoare între ei. Dar mai mult decât atât, dacă o să-i auziți pe live, ce vorbesc unii de alții și cum își critică parlamentarii. Și am întrebat câți parlamentari de Prahova au venit ca mine și s-au uitat și că păi niciodată n-a venit nimeni. Nu vă supărați, Bușteniu e cel care întârzie tot traficul pe DN1 până la Brașov. Da? De momentul în care intri spre Sinaia, da? De okay. La Comarnic încolo. Comarnicul iar e o problemă și apoi mai ai Bușteniu. Da. Pot ei să pună câți polițiști vor. Și evident, domne, dar de ce nu puneți pasarele? Păi stați, că avem niște proiecte de care au fost blocate. Domne, dar voi vă dați seama ce faceți turismului? Voi vă dați seama că cu turismul pe care îl puteți face voi aici, voi n-ați mai luat niciodată taxe și impozite oamenilor? Unde era primarul, doamna senatoare? A fugit. Vorbi nu serioasă? Ca cel de la Crevedia pe fereastră, dar a fugit. Da, a plecat acasă. Din ședința de Consiliu Local? Da. Despre da. Ce vorbim, domnule? După care m-a sunat prin intermediul unui domn să-mi spună că este o minciună ceea ce au spus toți consilierii lui și că mi-arată acte. Și am spus, ok, dați-mi și mie actele prin care CFR-ul a ajuns să își intabuleze peste terenul UAT-ului Bușteni. Păi nu că știți că de fapt că nu-i chiar așa, că sunt doar 15 metri, că nu știu ce. Domne, vreau actele. Nu există. Există, dar și că să mă duc la prefectură. Mă duc și la prefectură dacă trebuie să mă întâlnesc cu prefectul. Doamna înțelegeți senatoare, că dacă ăștia înțeleg. Ar avea niște oameni care să-i pistoneze, lucrurile ar putea doamna, merge altfel. Doamna senatoare, eu spun de o jumătate de an, în județul Alba este o primărie și spun primăria WhatsApp. Ține toate ședințele pe WhatsApp. Ședință de Consiliu Local pe WhatsApp. Pe WhatsApp. Și au bază legală? Au. Unde? E lege? Zice legea că permite? Da, legea spune că se poate online, iar ei și-au făcut regulament, pentru că întrebarea mea era următoarea. Online nu înseamnă WhatsApp, pentru că pe WhatsApp eu nu pot să am acces. Doamne atenție scupă. Că se încalcă, atenție că se încalcă. Doamna senatoare, transparența. Numai o clipă. Problema este următoarea. Îi spui de 6 luni de zile prefecturii. Doamne, până la urmă există o prefectură care încasează niște salarii și care ar trebui ce să facă? Să... Dar de ce nu spuneți dumneavoastră parchetului? La cine? Parchetului. Ce parchet, doamnă? Nu, nu se mai face. Jos. Mă rog, eu, serios. Nu, adică, să știți că mai merge. Doamnă, scumpă, mai sunt câțiva mai merge, care mai merge pe, o anchetă. Mai merge pentru dumneavoastră care sunteți avocată. Bine, spuneți-mi mie unde e și le dar fac nu, eu. Dar nu, dar... Nu, dar ideea este, aceasta este ideea. Sunt peste 3.000 de OAT-uri. În marea lor majoritate, am spus și în emisiunea de aseară, în marea lor majoritate, actul administrativ este incalificabil. Da. Incalificabil. Dar habar n-au ce trebuie să facă, nu-și cunosc atribuțiile. Ați văzut la Crevedia? Deci după dezastru ăla, în care niciunul dintre ei nu știa că trebuie să aibă și un comitet de urgență, nu știau că trebuie să trimită acte către guvern, datorită intervenției mele, au făcut aceste demersuri, da? Ce face domnul primar de la Crevedia? Majorează salariile. Ați văzut cu 70%. Despre ce vorbim? I-am făcut acum interpelare și fac plângere penală, pentru că nu vă supărați, n-a ajutat. Noi suntem de la SOS România, suntem la a 5-a casă renovată. În 2 luni. Da. Cu banii oamenilor. Da? E totul urmărit frumos. Unde se strigă? La începutul emisiunii vreau să punctez și trecător așa ați amintit și dumneavoastră. Cea mai mare problemă în această țară este nedreptatea. Cea mai mare problemă. Cea mai mare durere pentru cetățeanul român este nedreptatea sub toate formele da. Și toate unde te duci toată lumea se plânge de o injustiție totală. Exact. Și atunci întrebarea este unde să spun omul păsul? Că n-are unde. La șoșoacă. Cât o-i mai putea și eu. Dar să știți că așa e. Știți păi părerea mea este următoarea, doamnă. Știți ce e la cabinetul meu parlamentar de la Iași? Treceți la autocamion, că dacă ați zis că aveți n-am bani de autocamion. Serios. Dacă aveți știți ce-i la mine la cabinetul parlamentar? Deci când am audiențe,
Eu am rămas siderată, mi-au venit până și români din Ucraina. Puteți să credeți așa ceva? Sunt convins. Români din Republica Moldova. Uite, avem o telespectatoare din Lupșa, care, pardon, din Bistra, care zice vrea să intre în legătură cu dumneavoastră. Da-ți de exemplu, da. Uite, vă dau eu numărul meu de telefon, dar vă rog frumos să scrieți SMS-uri. 0722 760 038. Și îmi scrieți SMS-uri, da? Și cât pot, o să vă încerc să, ce pot eu să fac eu ca parlamentar, restul redirecționez către organizațiile SOS România, unde avem juriști, să ajute și ei. Păi trebuie, nu vă supărați, că suntem un partid naționalist care luptăm pentru reinstaurarea dreptății. Am în fiecare organizație juriști. Juriștii, cei care sunt membri SOS, au obligația să dea audiențe gratis. La Constanța, domnul Florin Nistor are vinerea 3 ore de audiență săptămânal gratis pentru cetățenii constanțeni. Doamna senatoare, secretarul OAT-ului din ultima comună din această țară ar trebui să acorde asistență juridică cetățenilor. Păi ăla știe pe ce lume e? Știe ăla juridic, pe bune? Uitați-vă la parlamentari, că habar nu au, dacă îi pui să-și citească Constituția, nu știu să citească. Despre ce vorbim? Da, păi să o interpreteze. Știu ei ce aia, că nici în literă nu știu să o interpreteze. Da, păi în spirit. Dar nu știu judecătorii. Dar nu știu judecătorii să-ți mai interpreteze. Mai avem noroc că mai avem câțiva judecători profesioniști. În rest se alege praful. Îmi spuneau foarte mulți ce iese de acolo, de la Institutul de Magistratură, pe bandă rulantă. Da, deci este inimaginabil, cine... pentru că stau numai pe scaun, nu au contact cu realitățile și ei aplică legea așa. Dom'le, legea nu trebuie aplicată la cuvânt, la cuvânt. Tu ai... Unde-i spiritul? Că spiritul înseamnă umanitate. Tu nu poți să desparzi mamă de copil că zice tatăl nu știu ce. Tu trebuie să înțelegi natura relațiilor umane. La 28 de ani poți să înțelegi. Ei, înțelegi pe naiba. Dacă ar avea, deci atenție, pe-i trebuie făcut, că am avut propunere în Parlament, evident scoasă imediat și respinsă inclusiv de Consiliul Magistraturii, când eram în Comisia Juridică, de unde m-au dat afară, că deranjam, evident, întrebam prea multe lucruri despre legi și le invocam prea multă Constituție și prea multă legislație, da, pe care o încălcau sistematic, am menționat așa, un judecător nu poți fi decât dacă ai 10-15 ani de practică avocățească. Avocatul ar trebui să fie cel mai complet și mai complex judecător. Jurist. A, jurist. Da? Și probabil și judecător. Și evident că după aceea poți să ajungi. De ce americanii aleg judecătorii dintre cei mai buni avocați, dar trebuie să ai 15-20 de ani de experiență? În momentul în care ești chemat... N-am avut informația asta cu 15-20-30 de ani, doamna avocat, când am așezat lucrurile în țara asta. Mă tot întreb, de ce am așezat lucrurile în apoda? În atâtea domenii... Păi, dar cine a interesat, domne? Cine a preluat puterea? Ai noștri. Care-i noștri? Ai lor? Ai lor? Adică noi suntem ai noștri, da. Sau noi suntem tot ai lor? Da, nu, a? Noi suntem ai noștri și ei ai lor. Da? Da. Să știți că eu sunt foarte deranjantă în Parlamentul României. Vai, dar așa îmi place. Am o plăcere nebună să deranjez tot Parlamentul României, credeți-mă. Acum, și puterea. N-am vrut să vă întreb, dar vă întreb. Întrebați-mă. Nu întotdeauna, cum să spun eu, nu întotdeauna lupta asta pentru adevăr face casă bună cu eleganța. Nu. În război este permis orice. Nu poți să fii elegant cu unul care te înjură. Dar... Nu poți să fii elegant cu unul care îți masacrează oamenii. Eleganța este pentru timpuri normale în care există respect reciproc, în care există respect al legii, în care există onoare, demnitate. Înseamnă că eleganța este pe cale de dispariție, nu că noi nu mai trăim vremurile... E numai trei între lichele, pentru că ei se respectă unii pe alții, pentru că au un interes comun. Furtul țării și al poporului român. Și atunci cine ne propovădește nouă eleganța, ce să înțelegem? Că nu puteți elegant să... Elegant, iertați-mă, toți eleganții ăștia v-au zâmbit și v-au spus, vă vom da pensii mari, vă vom da salarii mari, vă vom face
să curgă laptele și mierea. Dar nu vreau, dar nu există, că eu v-am spus. Da? Eu cred în pescuit. Eu nu cred în... Păi de unde pescui, că v-a omorât și peștii din ape, mă scuzați, nici Dunărea nu mai are pește. Iertați-mă, nici Marea Neagră nu mai are. Dar eu nu vreau să cumpără peștele de la Cash & Carry. Ați înțeles? Păi de acolo? Păi de ce de acolo? Păi de ce? Ca să fie din ăla cum vor ei, nu cum trebuie natural. Suntem într-o stare de război. Sunt de acord cu dumneavoastră. Iar în război totul este permis. Să știți că, atenție, mi-a spus doamna avocat, două secunde. Să știți că noi avocații nu putem să fim avocați foarte buni doar dacă suntem pregătiți, ci doar dacă ești acceptat de instanță. În sensul că avem o rigoare excesivă în proces. O rigoare excesivă, inclusiv în anchetele penale. Avem un cod de conduită. Avem niște reguli peste care nu trecem. Gândiți-vă că eu totuși sunt un avocat, notoriu încă dinainte de a fi senator. Și stau dovadă peste 15 ani de colaborare cu televiziunea română, în care am adus procese foarte dure în fața românilor. Erau singurii care prezentau astfel de dosare. Gândiți-vă că am avut nenumărate acțiuni sociale cu Fundația O Lume Mai Bună în care am activat. Noi am construit case, am ajutat copii să meargă, am ajutat copii să fie operați, le-am salvat viața. Sunt foarte multe lucruri pe care le puteți găsi efectiv, doar sunt la un clic distanță. Nu aș fi crezut vreodată că o să fiu nevoită să-mi las această conduită a mea elegantă. Da, pot să fii și dur și decis și impetuos, elegant. Numai că eu când mă duc în instanță, eu vorbesc cu oameni pregătiți, eu vorbesc cu oameni erudiți, eu vorbesc cu oameni care știu legea. Și vorbim pe același cuvânt și acolo există o dezbatere de idei la un înalt nivel. Un nivel pe care toți îl accesăm. A, că mai sunt și unii prost pregătiți, e partea a doua, dar să știți că și aceia au cel puțin bun simț. Cei care nu au bun simț sunt imediat amendați și dați afară de judecător. Să știți că eu eram... înainte de acest lucru, pentru că am avut foarte puțin timp să mai mă duc în instanță, plus că sunt în incompatibilitate, nu pot decât la Curtea de Apel și în alta curte și niciun proces împotriva statului român, ori toate procesele mele erau împotriva statului român. Însă m-am dus în procesul cu mintea și mă duc în continuare, suntem în faza apelului, în tot felul de dosare împotriva, ca senator pe care l-am inițiat, pentru că asta am voie, nu pot să reprezint. Să știți că și înainte și acum eram printre puținii avocați lăsați să vorbească și 30 de minute. Și vă spun un lucru de la Curtea de Apel. Aveam un dosar foarte greu împotriva Ministerului de Finanțe, care a venit cu un jurist foarte prost pregătit. Și evident a avut, i-a acordat instanța, nu știu, vreo 5 minute să vorbească și l-am dat la și întrerupt și i-a spus, este de ajuns, mulțumim. Iar pe mine m-a lăsat vreo 25 de minute să vorbesc. Și respectivul jurist, ca și partea cealaltă cu avocatul său, au fost foarte nemulțumiți că pe mine m-au lăsat să vorbesc. Și bineînțeles că au luat cuvântul și, întrerupând instanța pe mine, au spus, bine, dar de ce pe noi nu ne-ați lăsat și pe dânsa ați lăsat-o și o lăsat să vorbească? Și președinta completului de judecată a spus, zice, pentru că dânsa are ce spune. Când un judecător spune lucrul ăsta despre un avocat, înseamnă că acel avocat merită tot respectul. Foarte rar se întâmplă lucrul ăsta. În Parlament nu există un astfel de judecător? Nu. Nu? Care să spună parlamentarilor... Doi oameni au făcut observații parlamentarilor în apărarea mea. Și sunt culmea de la PNL. Unul este domnul profesor Câmpeanu, senator, care a fost ministrul învățământului, care nu a permis să fie înjurată și a pus
a oprit efectiv manifestările jignitoare și insultătoare ale celorlalți parlamentari. Și celălalt este Virgil Guran, vicepreședinte al Senatului, care la fel nu a permis să mai fiu jignită, insultată, pentru că, iertați-mă, dar eu acolo, cred că nu pot să stau tot timpul cu aparatul de filmat să vă arăt. Vă arăt și eu la anumite legi importante. Și atunci când văd aparatul, nu se apucă să aibă comportamentul ăla grobian față de mine. Dar în rest, să știți, nu v-ați dori să aflați ce injurii mi se adresează. Și în general ce injurii se adresează și epitete femeilor. Este un misoginism exacerbat în Parlamentul României. Credeți-mă. Și vorbeam și cu alte doamne senatori de acolo și cu doamne deputat și îmi spuneau, zice, chiar a fost la un moment dat, nu mai știu ce ziar a făcut un sondaj despre misoginismul din Parlament și inclusiv parlamentarele de la PSD și PNL au spus, zice, da, cea mai insultată, înjurată și actele de cel mai discriminat parlamentar din acest parlament și pe nedrept de cele mai multe ori este senatoarea Diana Șoșoac. Dacă... De ce? Adevărul doare. Da, adevărul. Uite, da. A crăpat un drac. Adevărul doare. Să știți că dacă am încercat de multe ori să le spun adevărul, uitați-vă că în Senat am ajuns la un comun acord, două minute mi se acordă să vorbesc. Ce înseamnă două minute când tu ai de apărat niște drepturi și trebuie să le expui punctele de vedere? Lumea zice, dar de ce nu vi le expuneți acolo? Pentru că eu dacă nu fac parte din comisia care a dat raportul, nu sunt primită și știți cum se fac ședințele ca să nu intru eu? Se ușa închisă. Da, își închid cu cheia. Ca nu cumva să vină Șoșoacă să-i deranjeze, da? De la ședințele lor. Dacă eu, de exemplu, sunt chemată să-mi expun punctul de vedere pe un proiect legislativ al meu, sunt chemată întotdeauna la o oră când eu am ședință la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, de exemplu, dacă sunt la Camera Deputaților, sau când am ședință în plen. Atenție! Special ca să nu pot să ajung. Sau nici măcar online, sau când am declarații politice, întrebări, interpelări, de la care eu nu lipsesc. Pentru că românii trebuie să audă ce se întâmplă. Românii trebuie să știe problemele grave care se confruntă și felul în care sunt mințiți, manipulați, înșelați, furați. Deci, sunt niște chestii, mai mult, ședințele lor țin foarte puțin. În Comisia Juridică, cât am fost eu până în 10 februarie 2021, când aurul efectiv m-a zburat de acolo pentru că deranjam efectiv, îmi spuneau toți cei de acolo că de când participam eu la ședințe, sunt nevoiți toți să stea peste program. Și zic, care program? Că poți să ții ședința și 10 ore, nu? Dacă ai 30 de proiecte. Voi în cât timp terminați ședința? Aici, în general, 10 minute. 30 de proiecte în 10 minute? Iertați-mă, dar eu nu pot să citesc, colegi, în 10 minute. La Alba Iulia, Consiliul Județean a aprobat bugetul în 3 minute, doamnă. Bugetul în 2020. Un buget în 3 minute? În 3 minute. 3 minute asta 50. Nici Parlamentul României n-a reușit. La modul serios, în 3 minute. Bugetul județului Alba, în 3 minute. Vă dați seama aranjamentul din spate? Am venit, l-am dat... Și la revedere, drum bun. Înțelegeți ce se întâmplă? Păi eu înțeleg foarte bine. Și de ce nu se duc românii? Românii de aici, din Alba Iulia. De ce nu se duc peste ei? Știți de ce nu se duc, doamnă? Ia spuneți-mi, că sunt curioasă. Românul s-a obișnuit cu confortul. Care confort? Confortul. Confort care... în sărăcie? Păi nu putem spune, numai puțin. Noi nu putem spune că trăim în sărăcie. Putem spune că trăim în nedreptate. Nu, nu-i vorba de mine. Românii, 30% trăiesc sub pragul sărăciei, iar în total sunt 70% în sărăcie. Doamna, credeți-mă, știți eu v-am oameni... înțeles, eu v-am înțeles, acum mai cunosc și eu România. Da. Una este starea economică în Ardeal, alta este starea economică în Extracarpați. Să știți că am văzut foarte mulți oameni săraci și amărâți în Ardeal. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, sunt întru totul de acord. A, că există mulți comasați la țară, unde își pot asigura traiul zilnic, dar ce te faci?
Ce faceți cu ordonanțele de urgență a lui Ciolacu, pe care, datorită acțiunilor SOS România, a suspendat-o, știți, da? Și aia cu cheșul. Pentru că în momentul în care a dat-o, eu m-am dus, am vorbit cu el, i-am explicat că e o mare prostie și să nu o semneze, era în transparență publică, și a doua zi a semnat-o și a publicat-o. Și în momentul în care ai interzis să mai crești porci, păsări și așa mai departe, să ți-i mai tai și să nu mai folosești cash-ul decât 2000 de lei și îmi spunea, dar ce te deranjează atât de mult? Ce tu te duci să... Băi, nu e vorba de asta, e vorba că limitezi dreptul. Dar numai puțin, doamnă, ce înseamnă tu te duci, dar nu dai ordonanță pentru doamna exact, Diana Șoșoacă? Păi spune, cum adică tu? Eu am un anumit standard de viață, da? Păi, ok. Păi aia e, înțelegeți, atâta, ei au paradisul lor fiscal. Noi ăștilalți trebuie să trăim în realitatea noastră, care nu coincide cu realitatea lor. Și în momentul ăla știți ce am făcut, pentru că eu știu că lui nu-i plac manifestațiile. Toate filialele SOS România din fiecare județ au ieșit în stradă, în fața prefecturilor, primăriilor. Și i-am ținut așa, avem manifestații luate până la sfârșitul anului. După 4 zile de manifestații sau 5 zile de manifestații, a retras-o. Dar atenție, ANSVSA-ul ce a făcut, că de aia nu mă opresc. A spus, ok, pe perioada sărbătorilor de iarnă vom permite tăierea și comercializarea din gospodăria proprie a porcilor, mă rog, a păsărilor și așa mai departe, astfel încât oamenii să-și respecte obiceiurile. Și după aceea să murim de foame? Exact! Iar eu nu mă opresc, pentru că ANSVSA-ul, atenție, există un om în Moldova care a fost amendat cu 6.000 de lei pentru că a produs țuică mai mult de 50 de litri, știți? Mă gând, nu știu că până la urmă... Vă spun eu că e la mine, Moldova. Vă cred, da? Vă cred. Că sunt eu senator. Despre ce vorbim? Și la cei care transportă cutii, nu, că parcă este o societate undeva mixtă, undeva în sudul țării, care se ocupă tot de prelucrarea și producerea alcoolului, am înțeles, e unul dintre sute de fiscal. Milioane de lei datorii la bugetul statului, nu știu, cred că 260 de datorii. 260. Ies odată din Senat și în spate aud, chiar îmi pare rău că nu m-am întors, plecam că nu mai avea cine să o ia pe aia mică de la școală, și mă întorc și văd în spate, aud, erau 4 persoane, 3 parlamentari cu 2, veniți de la o firmă care spuneau așa, că au nevoie să li se dea o hotărâre de guvern, da, sau o lege prin care să li se șteargă toate datoriile și eu nu înțelegeam, mă, toate sau numai alea cu de atunci? Nu, numai toate. Păi și tu ce dai la chestia asta? N-am avut, eram efectiv, coboram scările, da, să plec. Și am auzit-o așa și doar m-am întors și am văzut. Și de un portbagaj. Dom'le, nu se poate așa ceva. Ca la vas lui, de ce v-am portbagaj? Dar nu se poate. Auziți, știți aia ce e? Aia a fost o abureală. O... Hai că îi dăm pe față cu totul, că știu că nu le place. Am și informațiile mele, mă scuzați, sunt senator, dar nu știu cine. Fiind în PSD să dă o luptă. O luptă între cel puțin 4 tabere. Este evident, o simțim și la Alba Iulia. Bun, perfect. O simțim. Evident. Stați să vedeți ce o să o simțiți la anul. Aș vrea să nu mai simțim. Și eu aș vrea. O să încerc să le tai tot avântul. Să dispară competitorii. Doamne ajută, să dispară cu totul aceste partide, da. Da, nu cu totul, că până la urmă e periculos. Democrație fără partid nu se poate. Care? Păi nu, aceste partide trădătoare. Avem cu ce să le locuim, stați liniștiți. Da, haideți, spuneți-ne. Și ce au făcut? Mai mult, Ciolacu vrea să ajungă la prezidențiale. Dacă o să urmăriți, Ciolacu are niște consilieri care îi spun, fă ce face și o șoacă. Toate discursurile lui de peste... De asta și-a luat tricoul cu... Serios, doamnă. Jur! Doamnă, nu glumesc! Iertați-mă! Nu glumesc! Iertați-mă! Tricoul a fost... Nu știu ce mă gândeam. Cine l-a sfătuit pe premier? Consilierii lui! Ascultați cu discursurile. Peste 80 și ceva la sută din discursuri sunt copia mea fidelă din live-urile mele și din declarațiile mele politice. Înseamnă că dumneavoastră îi plătiți consilierii, că sunt oamenii dumneavoastră. Păi nu ar trebui ei să mă plătească pe mine pentru tot ceea ce fac, că în al doilea rând e plagiat.
Atenție! Păi dacă asta mă scuzați! Cum asta e în meniu zilei în da, Parlament. Da, adevărul, nu poți să ajungi prim-ministru decât dacă ești plagiator, da? Deci fur de proprietate intelectuală. Bun. Mai mult, ieri am înțeles că l-au pus la București să i-au adus niște oameni să-l pupe, să-l ia în brațe, să-l mângâie cum îmi fac mie oamenii când mă văd. Dar ce are cu Vasluiu treaba cu păi pătură? Stați să vedeți. Da. Eu sunt cea care spun curățenie în politică, dreptate, băgăm la pușcărie și așa mai departe. PSD-ul trebuie să arate ca un partid înnoit care da. Renunță la vechile metehne, da? Bun, și atunci trebuie să arate că fac ordine. Noul PSD. Hai să fim serioși, erau acolo cu camera exact când domnul Buzatu primea o șpagă pe care o punea în portbagaj. Pă bune, asta e ca magistratul ăla cu cârnații. Pă bune, chiar nu înțelegeți manipulările? Adică sunt vizibile. Pă bune, aia era șpagă de Buzatu? Aia? Păi, că era... Șpaga care o lasă la restaurant, despre ce vorbim, oameni buni! 1.250.000... Ai șpagă! Ai șpagă! E virgula, e după virgulă! Dumnezeu, ce era 1.000.000 de euro? Era 1.000.000 de lei! Asta e șpaga lor acolo, de pe mizilicul de aruncat... Ciubuc, ăsta e Ciubuc! Da, Ciubuc, da, Ciubuc! Și nu-i colegul Ciubuc, e Ciubucul, da? Deci credeți-mă! Deci pe mine, efectiv, eu am ajuns să râd la acțiunile pe care eu le văd la televizor, în care ei încearcă lucrul ăsta. Ce fac ei acum? Lasă, se bat unii pe alții, Ciolacu vrea să arate că este băiatul cel drăguț, frumos, așa. Știți că ia și meditații de dicție și de limba română? De unde vine domnul prim-ministru? Realmente, de unde vine? Adică de la covrigărie. Covrigăria din Cor sau de covrigăria lui Neanelu? Că este Neanelu, Nea Iancu... Și eu știu, nu cred că avea el Neanelu, e Nea Ciolacu, adică... Realmente, stai să te gândești, de unde apare Hodorong Tronc așa un prim-ministru? Adică, oricum, prim-ministru ar trebui ei să sunt, aibă... Nu, ei sunt, cum să zic, sunt atrași în politică de mici, pe anumite filiere. Dacă ai norocul să te vadă cineva din politică în căruia îi place faptul că ești, iertați-mi expresia, șmenar, da? Te ia în politică pentru că ești bun. Păi uitați-vă la Simonis. Simonis este băiatul care se ocupă de finanțele PSD-ului. Și nu cele oficiale. Din acte. Despre ce vorbim? Un băiat tânăr. Într-o țară europeană cu... Dar de ce credeți că Europa este foarte... Nu, nu cred. Dacă stau să mă gândesc... La câtă șpagă iau ăia acolo... Și despre... tatăl lui Ștefi Graf se ocupa bă, de... Bă, bune, nu? Dar Madan Chiriachidis de la Comisia de Sănătate în timpul pandemiei cu 4 milioane jumate de euro cu Pfizer-ul și așa mai departe, Ursula von der Leyen cu bărbatul director la Pfizer și cu nu știu câte milioane de euro... Și cu cumnatul sau despre fratele. Despre ce da. Vorbim? Haideți! Nu, haideți să revenim la noi, că... Păi la noi. Ei vor da impresia că PSD-ul s-a primenit și că, cum să zic, nici usturoi n-au mâncat, nici guranule miroase, așa, și că au dat afară toate specimenele care fac rău. Uitați-vă la domnul Ciolacu, cum este într-un, din ăsta, chiar în paradis. Dolce farniente, zici da. Că s-a integrat în absolut. Zâmbește, e manierat, e cu minte, doar când îl enervează șoșoacă o face mincinoasă ordinară și la apucă nervii și fuge. Nu știu de ce toți bărbații ăștia din Parlament fug de mine. Să fugă definitiv și din țară, le urez. E, ce fac acum cu ăștia care mai, au... Mai sunt bărbați în Parlament, ei, doamnă? Sunt bărbați, sunt singurul bărbat din Parlament. Apropo, știți că se apropie sfârșitul anului, se va acorda titlul de bărbatul anului. Știți cui se va acorda, nu? Doamnei Diana Șoșoacă. Doamnei senator Diana Șoșoacă. Bun. Uitați-vă acum mișcarea. Ăștia se primenesc, vezi, doamne, la televizor. Vai, l-au prins pe Buzatu. Nu l-au prins ei 30 de ani, îl prind acum, da? Că vine 2024, când peste dar 70%... Dar din ce ceată face parte domnul Buzatu? Că e clar că nu-i din ceata domnului... Din ceata lui... A lui domnului Ciolacu? Într-o legătură cu Paul Stănescu. Bun. Ei sunt prieteni acolo, domne, dar până la funcții, până ajungi președinte.
Domnul Paul Stănescu știe că nu va ajunge. A încercat de multe ori să ajungă președintele PSD-ului. Nu i-a reușit niciodată. Are o mare parte însă din PSD, atenție, și cel puțin o treime, care, domne, e întotdeauna cu el. Are o anumită putere. Noul Hrebenciuc al PSD-ului este la PSD, de regulă există, scuzați-mi expresia, cât un cardinal care e... Sunt mai mulți cardinali, mai mulți? Numai unul, da. E și aripa doamnei Firea, e și Paul Stănescu, deci avem trei aripi. E și Grindeanu, aripa Grindeanu. Bănățenii? Da, care, atenție, Simonis tinde să-și facă acum o aripă separată. Și nici nu o să știe ăștia doi când o să fie atacați pe la spate. Dar și domnează tot Bănățeanu, domnul Simonis tot din Banat vine, nu? Da. Da, interesant. Sunt niște mișcări foarte interesante, dar să le urmăriți, să-i vedeți. Și cam după vreo două săptămâni o să vă dați seama de jocurile lor politice. Și dacă vă mai spun și eu din interior câte ceva, o să avem tot ansamblu, facem un film în foarte multe episoade. Bun, și atunci cum o să pot eu crede că niște oameni care în prioritatea zero este să-și câștige puterea totală în partid, pot să se ocupe de treburile noastre? Pentru că mă gândeam... noi. Nu, dar nu, că vreau să revenim, doamna senatoare. Păi stați puțin, ăștia vechi au trecut la aur. PSD, PNL, USR și-au transferat o parte din parlamentari, senatori și deputați către partidul de tinichea, AUR. Da? Este aranjamentul lor. Ei au încercat aranjamente cu toată lumea și mie mi-au propus. Păi le-am făcut un scandal, nu s-au văzut, zic, nu vă e rușine? Cum vă permiteți voi să faceți astfel de mizerii? Păi știi, Diana, politica, care politică? La mine nu există politică de genul ăsta. Cum credeți voi că aș primi vreodată? Și atenție, că toată lumea crede, vai, că s-au dus. Păi aveți chiar un senator de Alba, domnul Mateuț, da? Mătieș, pardon. Cum a apărut el așa în vizor? Odată a apărut cu o sapă în Senatul României. Eu l-am filmat de acolo pentru că mi-a plăcut gestul. Din momentul ăla nu ne-au mai permis să mai intrăm cu orice fel de obiecte, că senatorii și deputații intră fără să fie controlați. Dar nu mai ai voie să mai aduci astfel de obiecte. De ce? Să păgâne? Ce, doamne? Vezi, doamne, pot să omor, da? Că e obiect tăios. Păi chiar era o sapă, pe bune. Chiar era nu o sapă. Era o sapă, dar cuvântul omoară mult mai tare. Așa, corect. Păi de ce mă urăsc pe mine? Că eu omor mai tare decât cu sapa, da. Și apoi, a doua oară, când a venit doamna Catalin Novac aici cu statuia și i-a dat un buchețel de flori. Păi eu îi dădeam un buchețel de spini, nu un buchețel de flori. Da? La ce a făcut. Bun, cui ce de face? Dinsei sau... Ei. Da? Ei. Oricum, doamna Catalin Novac nu mă place de nicio culoare, ci e cu reciprocitate, mă bucur din suflet, i-am făcut tot felul de reclamații peste tot, pentru că nu este normal. Bine, asta ține de România și de faptul că i-a permis absolut toate acțiunile pe deci care le-a spus făcut. Și repet, da. Problema noastră este poziția autorităților naționale. Domnul Mătieș a votat absolut toate proiectele de lege împotriva României. După care se trezește naționalist, inclusiv aia cu făina de insecte aprobată în magazine, este proiectul lui. Eu m-am prins de mizerie și am și spus, că atunci ne-am și certat. Până atunci m-am înțeles foarte bine cu el. Dar i-am spus în felul următor, cum e posibil să vii cu un proiect în care tu să vii, era tot îmbrăcat frumos, mascat, în protejarea produselor naturale românești pe care să scrie produs în România. Și mai jos, că îi ascund, era un mic articol. Produsele din făină de insecte vor avea un raft special pe care vor fi așezate și în care vor fi atenționați oamenii ceea ce conține produsele respective ce conțin. Păi tu ce faci, mă? Tu îmi faci mie, îmi promovezi marfa românească, dar tu inserezi acolo un articol în care îmi promovezi făina de insecte? Acum a fost aprobată și în Camera Deputaților și mi se pare că a și fost promulgată. Sau va fi promulgată foarte deci curând. Deci o să vedem făină de insecte? Nu numai făină.
produse din insecte și din gândaci pe rafturi, da? Deocamdată le veți vedea pe niște rafturi, știți cum e, totul e metoda pas cu pas. Un raft separat în care vor fi probabil tinerii care vor fi curioși. Tentați, asta este, e tinerețea, nu? Te tentează, hai să vedem cum e, ok? Și se gândesc probabil, păi ăia prin Asia consum, hai să vedem cum e, că nu o să murim, că nici aia n-au murit. Dar nu luăm în considerare tradiția și faptul că fiecare nație este formată în felul ei, cu ADN-ul ei, cu reacțiile sale și așa mai departe. N-avem de unde știi care pot fi repercursiunile, pentru că... Exact. Cum ei, de exemplu, dacă le dai carne de porc sau cine știe ce cărnuri consumăm noi, garniță și așa mai departe, s-ar putea să-i vezi lați pe undeva, că nu rezistă toată lumea. Da. Deci, atenție. Și atunci s-a făcut o înțelegere ca aceste, ca acești oameni care au fost pe liste PSD, USR, PNL, care nu-și mai găsesc locul pe listele PSD-ului pentru că trebuie să vină marfă nouă cu care să aburească românii, că vezi, Doamne, sunt noi, sunt neprihăniți și așa mai departe, ceilalți sunt duși către AUR, care a devenit locul în care se regăsesc... Păi, dar stați puțin, cei care au votat legea 55 per 2020, 136 per 2020, cu pandemia, cu internările forțate, cu vaccinare, constrângere și așa mai departe, sunt ăștia care s-au dus în AUR. Cei care, de exemplu, mari unioniști, păi eu fac proiecte de unificare cu Republica Moldova pe modelul 1865, Alexandru Iancuza, da? Și Parlamentul Moldovean, Parlamentul Român, le trimis și Moldova aceleași acte, am număr de înregistrare de la Maia Sandu, de la Parlament și așa mai departe, și tu, Partidul Unionist, te ridici din sală și pleci să nu votezi? Mai de ună săptămâna asta, marți, am avut plen comun. S-a votat o schimbare de regulament, dacă își mai aduce aminte cineva, scandalul de pe 9 mai anul acesta, când nu era vorba de Ziua Europei, că avem noi un eveniment mult mai important, Ziua Independenței, războiul de la 1877, dar cine să mai știe lucrul ăsta? În care eu m-am dus la microfon și am cerut, era Alina Gorghiu atunci președinte al plenurilor reunite, și am spus, doamna președintă, vă rog frumos, este Ziua Independenței României, 1877, i-am făcut un mic istoric, să știe și femeia despre ce e vorba, așa, că n-are de unde să știe. Ei nu învață chestii de genul ăsta. Ei învață cu totul altceva, chestii de orizontală, verticală și așa mai departe. Așa e în politică. X0, știți, pe verticală, pe o diagonală, pe nu știu. Ordonatele. Așa, nu, că nu știu nici de coordonate, stați niște. Nu le cereți prea mult, nu-i adânciți în amănunte de-astea. Să nu-i pierdem, nu? Nu. Nu-i supraestimați. Dar iubiți, consta că iubiți totuși. Doamne, sunt, sunt copiii mei. Dar nu? Se vede pe fața dumneavoastră, da, radiață. Este radiez de iubire. Așa, e de la ziua de 1 decembrie, încă... Da, da. Dar v-ați încărcat, v-ați încărcat cu pozitivism unionist. Așa. Da. Și am cerut să se intoneze imnul României. După o jumătate de oră în care a intervenit și Ciprian Ciubuc, a intervenit atunci și Coarnă, că era independent, într-un final s-a acceptat, atenție, să se intoneze imnul României, dar după ce se intonează imnul Europei. Europei. Ce Europa e, o țară? Era Europa în vizită în România, cumva? Ca să vorbim de lege. La început de emisiunii ziceam că ne punem preși în... Și atunci am luat eu atitudine și am strigat rușine, rușine, rușine. Reacția poporului român a fost una cumplită, pentru că mail-urile Parlamentului s-au umplut de mail-uri de injurii, de amenințări, de trădători și așa mai departe. Doamna Alina Gorghiu a avut cel puțin pe Facebook-ul ei... I-au făcut avalanșe. O tocăniță acolo, i-au umplut frigiderul, știți, ca să vorbim așa, neaoș. Ok. Și atunci ce fac de fapt consilierii ei, că nu nu pot să mă gândesc că iar avea idei din astea. Au solicitat o schimbare a regulamentului în sensul de a se intona imnul României înaintea tuturor
Dar nici n-ar trebui, începe... Doamnă, să existe ca asta. Dar e obligatoriu, o chestie de bun simț, adică pe bune, e imnul României. E ca și când am dat o lege în care să spune că să respectăm Constituția, dar nu suntem, nu suntem acasă. E scrie în Constituție, nu? E, okay. E ca și când ai ciuntit din valoarea imnului. Corect. Nici nu Și s-a dat acest regulament. Marți s-a votat. Ce face grupul AUR? Iese din sală și spune că se vor întoarce cu niște cărți pe care le vor trimite în Ucraina. Dar de ce n-ai votat și să te întorci cu cărțile alea ulterior? Deci, la proiectul cu Republica Moldova... Era cu important unirea, Harry Potter, doamnă, să-i dea primului ministru. Nu, știți, întotdeauna e bine să dai cărți pe care le-ai citit, nu pe alea pe care nu le-ai citit niciodată. Știți? Și e bine să dai cărți atunci când știi să citești. Bine, ai putea să dai cartea în primul rând prin comportament, dacă cumva cartea are oarece aplicabilitate în viața ta de zi cu zi. Hai să fim serioși. Da. Scuzați, Verba volant scripta manent, da. Problema este că ei s-au ridicat, au ieșit și nu au stat la vot, deci nu au votat intonarea imnului la ședințele din plenul comun, considerând că era mult mai important să facă un spectacol mizerabil de să aducă niște cărți pentru ce? Oricum ăia habar n-au să citească, deci cui aduci tu cărți? Doamna senatoare, ultimele 4 minute vă aparțin, având în vedere tot că... Tot mie. Mi-au tot aparținut toate minutele. Păi, acum, și atenție, au votat și împotriva unirii cu teritoriile din Ucraina. Păi dacă tot își bat joc de românii noștri de acolo. Păi prin tratatul din 97 s-a reinstaurat pactul Ribbentrop-Molotov. Ăsta a fost denunțat. Cum îl repui tu? Vă dați seama câtă trădare? Sper ca telespectatorii să-și dea seama care este în fapt realitatea în această seară, în această țară, pardon, iar din punctul meu de vedere nu puteam să fiu decât o gazdă amabilă cu dumneavoastră, pentru că n-aș putea să vă spun tot ceea ce gândesc, pentru că aș vrea să știe telespectatorii ce gândiți trebuie dumneavoastră. Trebuie să fiți imparțial, știu. Nu neapărat că trebuie să fiu imparțial, dar mi se pare până la urmă de bun simț să, să transmiteți ce mai departe ceea ce gândiți și ceea ce faceți, pentru ca fiecare din noi să aibă până la urmă bagajul necesar ca să ia o decizie înțeleaptă. Pentru că asta ar trebui să facem fiecare din noi, să nu ne înscriem în turmă și să ne ducem după, scuzați, ci fiecare din noi să treacă prin propria sită și prin propria credință, dacă o avem, ceea ce simte și ceea ce consideră că a primit de la persoana cu care a stat de vorbă. Aveți finalul, doamna senatoare, având finalul... în vedere că... Nu-l avem noi aici. Nu, finalul emisiunii. Nici măcar, că lăsăm deschisă poate o întâlnire următoare. Nu, dar finalul noi îl avem, că toți știm care ne este finalul. Când nu, ăla nu e un final. E o trecere. O trecere. Da, o trecere de acord în unire cu, da, cu Dumnezeu, cu divinitatea. Reîntoarcerea la matcă, de fapt. Vreau să le spun românilor atât. Trebuie să reînvețe să gândească. Trebuie să reînvețe să vadă cu propriilor ochi. Pentru că, de exemplu, mă uitam la televiziunile mainstream, se dau, de exemplu, de imagini cu un discurs al meu și li se spune de către jurnaliști niște cuvinte, evident, insultătoare la adresa mea. Românul, în loc să dea la o parte ce spune jurnalistul și să asculte ceea ce îi transmit eu, se ia după jurnalist și nu mai are timp de asculta. Așa face românul cu toată lumea. Oameni buni, e momentul să vă treziți. Pentru că dacă nu vă treziți conștiința asta națională, dacă nu înțelegeți că 2024 este totul sau nimic, dacă nu înțelegeți că tot ceea ce vine de la Uniunea Europeană și mai sus, din toate celelalte state puteri ale lumii, vor duce la dezintegrarea nu numai a României, a oricărui stat naționalist. Și apropo de cruce, nu știu dacă ați văzut ce s-a întâmplat la Cujue în urmă cu 4 zile. S-a dat o decizie prin care instituțiile publice au dreptul să interzică crucile și orice obiect de cult al religiei în care crezi,
pe motiv de discriminarea celorlalte religii. Exact ce s-a întâmplat în Canada, când eu am fost în vizită în 2004, prietena mea a avut un proces 2 ani de zile din cauza că a purtat o cruce la gât și s-a declarat deranjat un coleg de altă religie. Atenție! Din acest moment este atentat nu numai la națiune, ci la credința noastră. Doamna senatoare, vă mulțumesc pentru timpul care ne l-a spus la dispoziție. România strigă SOS, SOS, semnalul de alarmă pentru a ne trezi și a scăpa de trădători. Mulțumesc, vă doresc multă sănătate și putere în lupta teribilă în care v-ați angrenat. Stimate telespectatoare, distinși telespectatori, revenim după pauza publicitară. Vând teren în centrul comunei Arieșeni, cu suprafața de 1.990 metri pătrați, pretabil pentru spațiu comercial sau pensiune. Telefon 0760190620. Pământul agricol se degradează. Cei lacomi îl repară cu chimicală. Cei cu grijă pentru solul fertil îl hrănesc doar cu produse naturale. SECE Agronom Biosol Alba Iulia produce și distribuie produse 100% naturale, fertilizatori și neutralizatori. Fabrica de compost oferă și produse pentru neutralizarea deșeurilor horticole, avicole, zootehnice, precum și a resturilor organice orășenești. Realizăm rețete personalizate în funcție de proprietățile chimice ale terenului. Fabrica de compost pentru muncă făcută cu rost. Mercur. De 30 de ani suntem parte din istoria orașului. La 30 de ani de Mercur am făcut orașului cadoul pe care îl merită. Am dus shoppingul mult mai sus, la alt nivel, la alte 4 niveluri. Mercur City Center. Tot ce ți-ai putea dori și imagina pentru tine, pentru familia și casa ta, pentru afacerea sau hobby-urile și plăcerile tale. Descoperă toate surprizele noastre pe mercurcity.ro și hai să te bucuri de ele în Alba Iulia, la Mercur City Center. Shoppingul dus mult mai sus. Te apuci de construit? Supermarket Industrial Viva vinde la prețuri convenabile întreaga gamă de materiale metalice și materiale de construcții pentru zidărie și finisaje exterioare și interioare. Viva! În Alba Iulia, Sebeș, Aiud și Vlaj. Viva! Calitate și durabilitate! Mercur. De 30 de ani suntem parte din istoria orașului. La 30 de ani de Mercur am făcut orașului cadoul pe care îl merită. Am dus shoppingul mult mai sus, la alt nivel, la alte 4 niveluri. Mercur City Center. Tot ce ți-ai putea dori și imagina pentru tine, pentru familia și casa ta, pentru afacerea sau hobby-urile și plăcerile tale. Descoperă toate surprizele noastre pe mercurcity.ro și hai să te bucuri de ele în Alba Iulia, la Mercur City Center. Shoppingul dus mult mai sus. Urmăriți episoadele preferate din Cartea Cărților oricând și oriunde doriți. Călătoriți în timp alături de Cristi, Ioana și Memo și descoperiți cele mai fascinante istorisiri biblice. Comandați acum setul de DVD-uri. Cartea Cărților. Aventuri prin lumea Bibliei, chiar la tine în casă. Mercur. De 30 de ani suntem parte din istoria orașului. La 30 de ani de Mercur am făcut orașului cadoul pe care îl merită. Am dus shoppingul mult mai sus, la alt nivel, la alte 4 niveluri. Mercur City Center. Tot ce ți-ai putea dori și imagina pentru tine, pentru familia și casa ta, pentru afacerea sau hobby-urile și plăcerile tale. Descoperă toate surprizele noastre pe mercurcity.ro și hai să te bucuri de ele în Alba Iulia, la Mercur City Center. Shoppingul dus mult mai sus. Cea mai bună pizza din oraș o găsiți la Complete Pizza, Number One Pizza, strada Vânătorilor, numărul 21, colț cu Mesteacănului, Alba Iulia. La Complete Pizza, la fiecare pizza cumpărată primiți gratis un suc, iar livrarea e din partea casei.
Ne găsiți la numărul de telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe pagina de Facebook Complete Pizza. Mercur. De 30 de ani suntem parte din istoria orașului. La 30 de ani de Mercur i-am făcut orașului cadoul pe care îl merită. Am dus shoppingul mult mai sus, la alt nivel, la alte 4 niveluri. Mercur City Center. Tot ce ți-ai putea dori și imagina pentru tine, pentru familia și casa ta, pentru afacerea sau hobby-urile și plăcerile tale. Descoperă toate surprizele noastre pe mercurcity.ro și hai să te bucuri de ele în Alba Iulia, la Mercur City Center, shoppingul dus mult mai sus. Pământul agricol se degradează. Cei lacomi îl repară cu chimicale. Cei cu grijă pentru solul fertil îl hrănesc doar cu produse naturale. SC Agronom Biosol Alba Iulia produce și distribuie produse 100% naturale, fertilizatori și neutralizatori. Fabrica de compost oferă și produse pentru neutralizarea deșeurilor horticole, avicole, zootehnice, precum și a resturilor organice orășenești. Realizăm rețete personalizate în funcție de proprietățile chimice ale terenului. Fabrica de compost, pentru muncă făcută cu rost. Suntem din nou alături de dumneavoastră în această ediție maraton după ziua de 1 decembrie. Alături de mine în partea a doua a emisiunii domnul europarlamentar Cristian Terheș. Bună seara, domnule europarlamentar! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc că v-ați pus timp pentru telespectatorii Alba Carolina în această seară. Vă promisesem că voi intra cu proxima ocazie și m-ați prins exact când sunt acasă, la Zalău, după ce am fost ieri la Alba Iulia. Mâine mă întorc la Alba Iulia și am zis că facem să avem acest interviu în seara aceasta. Mulțumesc frumos și apreciem disponibilitatea dumneavoastră. Ce să zic, acum mai ușor de ajuns de la Alba Iulia la Zalău. Nu mai Da, mai e puțin și ajunge până în poarta Zalăului și autostrada. Da, nu mai e mult. Exact. Da. Domnule europarlamentar, cum ați regăsit Alba Iulia? Dacă ne spuneți că ați fost ieri la Alba. M-a șocat un pic numărul de străzi sparte. Mă rog, înțeleg că se lucrează, dar nu știu dacă e o bună idee ca primar, din perspectiva primarului mă refer, să spargi prea multe străzi și să ai o problemă după aia cu fluidizarea circulației. Probabil că eu aș face-o altfel, m-aș axa pe una, două străzi, aș termina pe alea, după aia și începe cu altele. Asta a fost primul șoc pe care l-am avut, pentru că am venit în marș de la gară până la cetate și poliția ne-a îndrumat pe un drum care jumătate era spart, efectiv. Aia artera principală, nu aveau altă soluție. Mă rog, acum... Da. Adică... Asta a fost, dar mă gândeam din perspectiva aceasta, știți că... Dar în rest, mă rog, la cetate fiind, am văzut lucruri interesante și mă gândeam inclusiv la potențialul turistic imens pe care cetatea îl oferă orașului. Înțeleg că e destul de bine exploatat acest potențial, dar, mă rog, eu am mai fost în trecut, în urmă cu vreo 2 ani de zile, împreună cu soția, la cetate și am avut chiar un tur din ăla care se face pe jos cu, mă rog, te duce cu o mașină unde îți explică una alta și țin minte oarecum șocul pe care l-am avut când am aflat că toate cărămizile respective din zidurile cetății au fost făcute de iobagii români din zonă. Și, mă rog, când alții construiau universități sau școli, spitale, la noi se făcea cetăți. Dar asta a fost istoria, e important să învățăm din ea și cred că orice vizita oricărui român în orașul Unirii e de bun augur și invit pe cei care ne urmăresc poate din afara județului Alba și nu au fost încă în Alba Iulia să facă și să-și ia timpul și răgazul necesar să facă și o vizită la cetate, pentru că au cu adevărat ceea ce să înveți. A spus că să învățăm din istorie. Nu prea cred că noi ca popor învățăm din istorie sau în zilele acestea nu prea dăm dovadă că am învățat nici măcar din greșelile altora, dar minte din greșelile noastre. Cam asta e acum, cine nu învață din istorie și din greșelile istoriei condamnat să le repete. Înțeleptul vorba
înțelepților, învață din greșelile altuia, mai puțin înțeleptul nici măcar din greșelile proprii. Cam aici suntem. Și cred că, repet, pentru mine cel puțin, europarlamentar fiind și vizitând cetatea din Alba, mă rog, m-a făcut să văd lucrurile, să spun, și dintr-o altă perspectivă. Am învățat enorm de multe lucruri cu ocazia vizitei acolo și cu ocazia turului respectiv, care ni s-a făcut, mă rog, cât eram în mașina respectivă. Și de aia spun că recomand și am și spus multora, zic, mă, merge să vedeți, pentru că chiar ai ce să înveți. Mă rog, am vizitat și ce mai era de vizitat prin interiorul cetății. A fost o experiență înălțătoare, să spun, benefică, cultural vorbind. Da, până la urmă, da. Cred că fiecare român are datoria măcar o dată să treacă prin Alba Iulia, dacă crede și simte românește. Este corect. Vorba aceea, kilometru zero, dacă putem să spunem așa, al istoriei românilor. Exact. Da. Și stând ieri acolo, de exemplu, am auzit pe unii care huiduiau ieri când au venit o serie de oficiali publici, mă rog, cu care nici eu nu sunt de acord, din foarte multe puncte de vedere, dar nu știu dacă e chiar înțelept ca român să huidui, mă rog, oponenții politici de Ziua Unirii Naționale sau a Marii Unii. Pentru că, înainte de toate, sau cel puțin în această zi sfântă de 1 decembrie, dincolo de opțiunile politice pe care cineva le are sau chiar religioase, important e că suntem toți români și cred că putem învăța din experiența înaintașilor noștri care au făcut Marea Unire de la 1918 că, mă rog, cel puțin în cazul românilor ardeleni, transilvăneni, deși unii erau în marea majoritatea lor național partea Partidului Național Român și alții foarte puțini a Partidului Social Democrat de atunci, totuși aveau viziuni diferite, mă rog, cu privire la unii republică, alții monarhie. Important a fost că și-au dat mâna pentru a sprijini acest obiectiv național comun de unirea tuturor românilor într-un singur stat. Și dacă ei au putut să facă asta, cred că putem să facem și noi lucrul acesta astăzi. După aia restul, mă rog, care alte lucruri care ne diferențiază, ok, le putem dezvolta ulterior, dar cel puțin pe sau cu ocazia de 1 decembrie, cred că e important înainte de toate să înțelegem că suntem cu toții români și e important să fim uniți măcar de 1 decembrie. Complicat. Adică complicat de ce? Pentru că îmi dau seama din manifestările individuale că extraordinar de mult accent punem pe ceea ce ne deosebește, pe ceea ce nu ne convine, fără să auzi realmente, în ultimile zile nu am auzit pe nimeni să spună care ar fi ideea care ne unește. Ok, că ne unește faptul că suntem români, ne unește faptul că am venit toți la Alba Iulia, dar realmente nu avem un scop, să zicem, ca la, nu, în 1918. Aveam acest deziderat. Astăzi, realmente, în clasa politică românească, nu am sesizat să existe măcar un deziderat comun. Nu contest această observație pe care o face și realitate tristă pe care ați constatat-o, că nu mai avem, dacă țin bine minte, în emisiunea pe care am avut-o în 2021, chiar după alegerile parlamentare din Moldova. Da, mi-aduc aminte. După intrarea României în NATO și ulterior în UE, clasa politică n-a mai avut un obiectiv național. A considerat că odată intrată România în aceste două structuri, să spun, euroatlantice, gata, ne-am îndeplinit. Ne-am împlinit. Toate obiecte. Exact. Păi nu e așa. Corect. Dezvoltarea unei națiuni și promovarea unei națiuni este un perpetuum mobile, să spun așa. Adică nu te poți opri niciodată. Pentru că doar un pic, dacă te-ai oprit, trece istoria pe lângă tine. La fel e și aici. Da, am intrat în UE. A fost o realizare pentru clasa politică a anilor 90. Că dacă nu era acea clasă politică și că tot vorbim, iată, de intrarea NATO și UE. Țineți minte că sunteți mai în etate decât mine. Dacă nu era așa numita pace, mă rog, pac de la Snagov din 95, n-am fi intrat. Pentru că atunci s-au pus toți, inclusiv dacă vă uitați pe RM-ul, pe UNR-ul, care erau atunci și erau mari critici la, domnule, când a fost de România, s-au pus toți la masă
Și am spus, e important să mergem în direcția asta și de curiozitate pentru cei care ne ascultă în momentul de față și nu știu despre ce pact vorbesc, să-l caute pe internet și să vadă semnatarii respectivului pact. Iată că cei din anii 90 au știut să pună pe prim plan interesul României, dar suntem exact într-o situație similară astăzi. Da, am intrat în UE, dar UE în care am intrat și pe care spre care am aspirat noi în anii 90, e diferită astăzi. Doar zilele trecute, mă rog, săptămânile trecute, se vorbea despre renunțarea la suveranitate națională și transformarea Uniunii Europene într-un stat federal. Adică România, dintr-un stat suveran, independent, național, exact cum se spune în Constituția României, să devină un fel de județ a Uniunii Europene. Ori așa ceva, sau cu așa ceva, nimeni nu și-a dat acordul în prealabil. Vedeți? Apărarea suveranității naționale devine astăzi un obiectiv național pe care toată clasa politică ar trebui să-l îmbrățișeze. Pentru că suveranitatea nu e de stânga și nu e de dreapta. Dacă nu mai ai suveranitate națională și supremația Constituției în propria ta țară, nu mai contează să nu există eticheta de stânga-dreapta. Că nu mai există ca stat. Adică nu mai poți să vorbești de stânga-dreapta la un organism care nu există. Exact. Adică până la urmă nu există. Da. Ar fi putut fi la momentul, să spunem, post-aderare, ar fi putut fi reîntregirea patriei un deziderat? Evident, dar nu numai după Putea după fi aderare. Din 90 încoace, categoric putea fi. Și vă aduc aminte un lucru important de reținut. Există o rezoluție a Congresului SUA, imediat după dezmembrarea Uniunii Sovietice, care vorbește despre, sau își dă acceptul prealabil pentru unirea Basarabiei cu România. Adică noi trebuie să reconstruim pe ceva ce au făcut alții înaintea noastră. Nu începem de la zero. Dar din păcate, vedeți că vorbeam despre, și m-ați întrebat acest lucru, despre unirea tuturor românilor într-un stat. Că suntem singura națiune în fond și la urmă din Europa în momentul de față care trăiește în două state. Și din păcate un stat este absolut economic, militar, nesustenabil. Moldova singură nu poate rezista la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru în momentul de față. Și este datoria, obligația acestei generații, a noastră, de a face tot ceea ce ține de noi, de a aduce și pe frații români de peste Prut acasă. Asta trebuie să fie unul dintre dezideratele și obiectivele naționale ale actualei clase politice românești. Și, repet, nu suntem singuri, aș spune, în lupta aceasta. E suficient să spunem părți americane că Congresul SUA și-a dat deja acordul cu privire la chestiunea aceasta. Și de aici dezvolți mai departe. Astăzi se pune accentul pe interesul de partid. Interesul țării nu este decât numai vorbe goale, comentariul unei din stise telespectatoare, ca să dăm cezarul ce al cezarului. Are perfectă dreptate. Nu mai este agenda națională, nu mai este pe pagina zilei la partidele până la urmă care sunt la putere, că aici e o temă prioritară, nu să zicem. Nu o contrazic pe doamna respectivă, însă eu vă spun următorul lucru. Agenda națională, dacă ne uităm istoric, a fost făcută de partide naționale. Adică au fost o serie de partide naționale și dacă ne uităm au că vorbim de Transilvania, au fost. Partidul Național Român din Transilvania, care și are izvorul doctrinar în tot ceea ce înseamnă filozofia politico-național-suveranistă a lui Simeon Bărnuțiu, dezvoltată prin discursul de la 1948 și după aia prin școala de drept de la Universitatea din Iași, el exact asta vine și face. Explică în primă fază de ce e important ca românii să lupte pentru drepturi politice ca națiune și nu ca drepturi individuale. Că asta fusese dezbaterea în 1848. Veniseră maghiarii și le spusese românilor, luptați alături de noi și vă recunoaștem drepturile individuale, dar ca făcând parte din națiunea maghiară, adică erați români cum ar veni ca etnie, dar parte din națiunea maghiară. Și au fost unii lideri români de la momentul respectiv care au spus, da domnule, decât să n-avem niciun drept, cum românii erau marea majoritate iubagi și n-aveam niciun drept, mai bine să avem ceva decât nimic. Dar riscul era să accepți doar recunoașterea drepturilor individuale, pierzându-ți drepturile naționale.
Și vine Simion Bărnuțu și explică că, de fapt, fără drepturi naționale, tu nu vei avea nici drepturi individuale. Pentru că națiunea transcede individul. Națiunea a fost înainte de noi și va fi după noi. Din acest motiv, când tu îți vii și îți faci proiectul politic pentru țară, tu pornești de la interesul națiunii. Națiune care dorește să trăiască într-un stat suveran, într-un stat care protejează interesele, drepturile și toate restul, într-un stat care aduce prosperitate, astfel încât cei plecați, cum e cazul României de astăzi, cei plecați în afară să se întoarcă acasă și cei care au rămas sau sunt încă în România să nu plece de acasă. Adică, vedeți, dintr-o dată, tot acest deziderat și aspirație, să spun, logică, naturală, umană, națională pe care poporul o are, se transpune într-un proiect politic. Dar ai nevoie de un partid politic care să promoveze asta. Pentru că ai nevoie de oameni aleși în funcții publice, în cazul nostru și la nivel european, care să vină și să spună lucrurile acestea și să pledeze pentru ele. Și aici e problema. Că nu prea avem astfel de oameni, să spun. Și rolul nostru de a aduce în discuție aceste teme și sper cu ajutorul cetățenilor care vor merge la vot, să avem și astfel de lideri care public să vorbească despre lucrurile acestea. Uitați-vă ce s-a întâmplat în perioada pandemiei. Pentru prima dată de la al doilea război mondial încoace, în vestul Europei se protestează pentru drepturi și libertăți. Nu s-a mai întâmplat chestia asta. Noi am mai protestat și am făcut revoluție în 89. Dar ei n-au avut problema asta. Pentru că libertatea lor individuală nu a fost niciodată pusă la îndoială după perioada nazistă. Astăzi, dacă vă uitați însă, vedem proteste în Spania, remarcați pentru ce? Pentru integritatea teritorială a Spaniei. Teme pe care le consideram până mai de ună apuse. Renasc astăzi pentru că acest globalism neomarxist de fapt atacă indirect drepturile individuale, dar o face direct atacând suveranitatea și integritatea statelor. Prin subminarea Constituției și tot ceea ce vedem că se întâmplă azi la nivel european. Și iată cum, dintr-o dată îți dai seama că soluția de fapt la toată această mișcare neomarxistă globalistă este tot una de sorginte politică. Și cred că împreună și dezvoltând, vorbind despre lucrurile acestea, să știți că oamenii se trezesc. Uitați-vă la rezultatul voturilor din Olanda. Dintr-o dată olandezii vorbesc despre drepturile olandezilor, despre suveranitatea Olandei, despre identitatea olandeză. Păi eu vin și vă spun, mă rog, noi tot vorbim acum și eu tot vorbesc de câțiva ani, dar de ce noi mereu trebuie să așteptăm să ia alții înaintea noastră? Și vin și spun din nou, cred că în 2024 avem șansa istorică, spune, în condițiile actuale, în contextul actual, de a putea cu adevărat să avem în România o majoritate politică de oameni aleși care să apere suveranitatea și interesul național al României. Pentru că chiar avem nevoie de lucrul acesta. Supremația Constituției, suveranitate pe absolut toate planurile. Energetic, agricol, juridic, educațional. Păi cum e posibil, l-ați văzut mai de unăs ce s-a votat și la nivelul Parlamentului European? Cum, domnule, să vii să votezi tu român pentru eliminarea sintagmei egalitate între bărbați și femei din toate tratatele europene și înlocuirea sintagmei egalitate între bărbați și femei cu egalitate de gen? Și întrebarea logică este, dar ce-i genul? Că m-a întrebat cineva, păi zice, ce-i mare lucru? Că doar avem genul feminin și masculin. Dar avem și genul neutru. Dar nu numai neutru, avem și genul agenda, adică care nu-i gen. Îl avem și pe la care se consideră râmă, coropișniță, animal, piatră, mai știu eu ce. Păi ce facem? Cum poate fi egalitate între două chestii care sunt atât de fluide? Că nu pot să ai egalitate. Dar vedeți în ce paradigmă trăim acum. Și de-aia e important să vii pe filiera aceasta conservatoare și să vii și să spui, domnule, noi dorim normalitatea. Dorim să numim părinții noștri ca mamă și tată, nu părinte 1 și părinte 2. Când îți dai copilul la grădiniță și în școlile primare, eu vreau să învețe copilul să citească, să socotească și să gândească. Nu să vie să fie tulburat de minte și de gânduri că oare e băiat sau fată, cum se întâmplă astăzi. Domnul europarlamentar, de acord cu dumneavoastră, însă din nefericire, comunicarea la nivelul satului, la nivelul comunei, este, cum să vă spun eu,
infimă. Adică realmente ceea ce spuneți dumneavoastră, anul viitor este un an de răscruce, ok, dar în marea majoritate a ruralului din România, cum să spun, viața nu este tulburată cu nimic. Adică, până la urmă, cred că asta este una din marile probleme, pentru că anul viitor cetățeanul se va duce la vot, e ca și când te duce la restaurant și o să aibă vreo 10 liste de meniuri. Realmente, că văd acum începe, nu încep să ni se devoaleze care o fi meniul de anul viitor. Și avem meniul eleganței, meniul traiului împreună, meniul individului suveran, ce să mai zic, meniul naționalistului. Ce să aleagă anul viitor cetățeanul român? Că este pur și simplu, cum să spun eu, fără de gustibus la asemenea meniuri. Eu cred că e datoria noastră a oamenilor politici să explicăm alegătorilor români și națiunii române ceea ce se va întâmpla în 2024 și miza alegerilor din 2024. Și miza aceasta începe cu alegerile europarlamentare. În 2024, la alegerile europarlamentare, votul nu va fi despre Europa, ci va fi despre România, despre români și despre fiecare român, indiferent unde s-ar afla. Pentru că în funcție de votul de la europarlamentare, direcția va fi, vom mai avea o țară suverană, independentă, ca parte a unei uniuni, care a decis să-și, în primă fază cel puțin, să-și pună în comun exercitarea unor atribuții, sau nu vom mai avea o țară și România va deveni, cum am zis, un fel de județ. Provincie, land, regiune, cum vreți. Regiune, să spun, a da. Uniunii Europene. Unde Germania cu Franța și cu încă vreo două țări mai mici, nu țări. Că nu sunt mai țări. Un fel de, cum să vă spun, reprezentanța celor regiuni, să zic, care va fi Germania și ceva, să decidă ea și pentru noi. Asta va fi întrebarea. Și nu știu câtă lume ar dori lucrul acesta astăzi. Poate că nu cunoașteți modalitatea de înrobire a popoarelor de către asasinii economici ce acționează la nivel guvernamental. Țările sunt vândute, șantajate, politicienii de asemenea. E corect ce să spuneți, cred că e un comentariu din câte înțeleg. Da, e un comentariu a unui telespectator. Dar eu vin și vă spun următorul lucru. Din acest motiv e importantă apărarea suveranității naționale a României. Pentru că atunci când vorbim de suveranitate, România trebuie să fie suverană economic. Asta era întrebarea pe care vreau să vă pun. Noi avem o mare problemă, domnul europarlamentar. Suveranitatea noastră este, din nefericire, cum să spun eu, atacată, aș putea spune, sau șubrezită la fundație de către, până la urmă, invazia asta comercială, economică, care este o realitate. E un cumul. Suveranitatea actuală, nu numai România, a oricărui stat membru al Uniunii Europene, este subminată din foarte multe perspective. Într-adevăr, o perspectivă este cea economică, o altă perspectivă este juridică. Dar revin la partea economică. Nu ai cum să fii suveran juridic. De exemplu, să-ți aperi drepturile în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene sau la nivelul Uniunii Europene, prin comisie și prin alte instituții europene. Dacă tu, cum suntem noi, în momentul de față, ca țară, importi 75% din mâncarea ta. În timp ce fermierii români nu au cui să vândă mâncarea. Întrebarea este de ce nu vând. De ce nu pot să vândă pentru fermierii că români mâncarea românilor? Pentru că tot interzice. Lanțul de distribuție din România în momentul de față este controlat de firme care sunt din afara României. Aici e problema. Că tu degeaba, ca să înțelegeți miza, tu degeaba ai în România proiectul Tomata. Și le dai bani la țărani să... N-ai unde să vinzi cultive. Tomata. Păi dacă ăla n-are unde să vândă pentru că nimeni nu-i cumpără tomatele, nu poate să la piață. Cât vinde? Un kilă, 10 kg pe zi? Ce face? Și vinde două luni de zile și după aceea la și revedere. Și vinde două luni de zile. Corect. În timp ce tot ce înseamnă lanț de distribuție din România, fie că e controlat de austrieci, fie că e controlat de unguri, fie că e controlat de francezi sau de nemți sau de olandezi, îi aduc tomatele de la ei din țară. Întrebarea este cine culege tomatele acolo? Românii. Și aici e problema. Deci tu la nivel politic, ca partid, ai nevoie să vii cu o serie de măsuri care să ajute în fond și la urma urmei, clar pe de o parte producătorul, dau un exemplu de tomate, dar pe de altă parte să creezi un sistem unde cel care produce să și poată
da, să spun, produsele respective în acest sistem, prin care produsele respective să ajungă la cumpărătorul român. Că în momentul de față nu se poate. Dacă Kaufland-ul sau Prima sau nu mai știu ce firme din astea mai sunt pe aici, să nu le dau numele la toate. Ajunge, nu le mai dați. Să nu ia produse românești de la, producătorii români, s-a terminat. Nu găsești decât pe piață. Și acolo, cu controle, cu cutare, te-ai omorât. Adică, în fond și la urmă, rolul statului. Acesta ar fi. Și dacă rolul statului, rolul partidelor politice, că de-aia tu, de-aia alegi oamenii în funcții publice, de-aia ai ministrul agriculturii. De ce ministrii agriculturii din România, de exemplu, nu se duc la Bruxelles să ceară drepturi pentru fermierii români? Cum este posibil ca dacă, mă rog, țineți minte anul trecut când a fost discuția cu daunele respective pe care să le acoperite de Comisia Europeană după chestia cu Ucraina, pe România să ia cel mai puțin bani în contextul în care România a fost cea mai afectată. Că și eu m-am revoltat, vă dați seama, am pus mâna pe telefon, am sunat în stânga-dreapta, știți ce mi s-a spus? Și domnule, eu te înțeleg, dar știi care e problema? Ai voștri din țară au trimis așa, noi n-am putut da decât pe ce ni s-au trimis din țară. Păi tu când primești un asemenea răspuns, ce să faci? Să nu-i temiți pe aia din... Ce să discut, domnul europarlamentar, de ce să discutăm despre anul trecut când ia cât acum toamnă au pus din nou pe tapet acea interdicție cu comercializarea cărnii de porc? Dom'le, de se întâmplă lucruri care, cum să spun, nici n-ar trebui gândite, dar să îndrăznești a le face publice în condițiile în care aflăm că 70% din carnea de porc care se consumă în România este de import. Deci cel mai mare producător de porumb din comunitatea europeană și import 70% din carnea care ar trebui să consume. Deci, mă scuzați, părerea mea este că ori e rea intenție, ori nu se pricep lucrurile. Că nu poate să existe altceva. Auziți, să vă spun un lucru. Acum vă spun în perspectivă de europarlamentar. Sunt enorm de multe teme care se dezbat la nivelul Uniunii Europene, la care nici eu nu pot să spun că sunt specialist. Dar știți ce fac? Pun mâna pe telefon și sun pe cineva care să pricep. Că nici eu nu le știu pe toate. Pe ce știu? Știu și mă documentez cum au fost pe chestiuni juridice, că asta e cumva aria mea de expertiză. Dar când am intrat sau când s-au pus în discuție chestiuni cu agricultura, cu cutarea, am pus mâna pe telefon la asociații de fermieri și oameni pe care le-am cunoscut în timp. Pentru că niciun om politic nu are cum să le știe pe toate. Dar un lider politic, să spun, ce face, ascultă de aia care să-și pricepă mine decât el. Păi bun, aici dar trebuie să aibă consilier care, nu? Dar iertați-mă. Acum, știți cum e. Știu cum e. Știu cum nu e. Te oprește nimeni dacă nu te pricepi la o chestie, să întrebi pe unul care să pricepe și să asculți de sugestiile unui om care e mai înțelept decât tine sau mai priceput decât tine pe o anumită temă. Și eu vă spun că toată clasa politică, cred în momentul de față, trebuie să dea șansa celor care se pricep într-un domeniu să consilieze oameni politici. S-a tot vorbit despre tehnocrați, țineți minte. A venit Cioloș cu nu știu tot felul de tehnocrați, praful s-a ales de țară câtă vreme au condus oamenii ăștia. Pentru că un tehnocrat care se pricepe într-un domeniu, ăla nu poate face politică, mă rog, dacă are anumită carismă, poate. Ideea e alta. Nu toți care se pricep într-un domeniu înseamnă că pot excela într-un alt domeniu, cum e în cazul de față politica. Ori tu ai nevoie de oameni cu carismă care pot explica populației ce se întâmplă, să asculte de oameni care se pricep foarte bine într-un domeniu, ca ăia când vin candidați în fața oamenilor să explice, domnule, uite așa vedem noi lucrurile, așa vrem să facem. Și ce vă spun eu, nu-i de la mine, uitam lângă mine un expert care se pricepe mai bine decât mine și el m-a consiliat pe tema asta. Ați întâlnit asta, un politician? Așa se face și în vest. Ați întâlnit un asemenea politician în România? Eu vă spun cum fac eu. Eu v-am înțeles, dar acum dumneavoastră vă mișcați între politicieni. L-ați văzut să vină, uitați, alături de mine este expertul în, eu știu, irigații. Și domnia sa ne spune, eu n-am văzut, domnule, că ministrul agriculturii se pricepe la toate. Este, cum să spun eu, Mafalda. Că noi întotdeauna am avut demnitari gen Mafalda, să știu la de toate. Auziți, să vă spun un lucru. Noi avem în administrația centrală, cel puțin, în guvern și în aceste ministere, enorm de mulți tehnocrați care abia așteaptă să fie sunați.
Eu am cunoscut în decursul timpului, de când sunt europarlamentar, mă rog, pe energie, pe agricultură, mă rog, cumva temele pe care le-am mai abordat în perioada aceasta. Deci când i-am sunat pe oamenii ăia, efectiv zicea, domnule, în sfârșit ne sună și pe noi cineva să întrebe cum s-ar putea face și ce s-ar putea face și spun aia ce se poate face. Nu trebuie să înveți tu de la zero tot. Și nu evident că discern lucrurile acum, nu? Da. Și nu întreabă demnitarul din birou de lângă, ca să zic așa? Nu. Auzit. La Ministerul Agriculturii există proiect astăzi depus de cineva de crearea unui lanț de distribuție a produselor românești, astfel cum, mă rog, sau în urma căruia românii să poată să meargă să cumpere produse făcute clar de producători români, dar vă dați seama, nu poate merge fiecare până la ciobanul nu știu care pe vârful muntelui. Aia e un sistem care zia, sau ciobanul merge, dă produsele respective într-un sistem din ăsta și după aia să dă la mai multe magazine. De zeci de ani ne aud. De zeci de ani ne aud de inițiativa asta. De ce nu se împământenește? Gândiți-vă că sunt fonduri europene pe așa ceva. Deci, dar nu vor. Păi vă spun de ce nu vor. Că vine nu știu ce lobist de la o firmă din asta străină care are lanț de distribuție în România și spune, domnule, ia blochează tu chestia asta și, mă rog, în schimb la știu ce-i dă, dacă-i dă sau ce se întâmplă. Corect. Domnul europarlamentar. Știți ce se întâmplă? Eu vin și spun, domnule, se poate. Că toți acești sigur. Impotenți politici ne explică de 30 de ani de ce nu se poate și cum nu se poate. Eu vin și spun altceva. Se poate. Și vă și explic cum se poate face. Deci soluții există, doar ai nevoie de oameni hotărâți, determinați, curajoși în momentul de față și oameni care cred în niște valori, cum sunt valorile naționale, suveraniste, conservatoare, creștin-democrate, pentru a pune lucrurile pe roate. Ați văzut ce decizie a dat Curtea de Justiție a Uniunii Europene mai zilele trecute? Că nu mai poți merge la muncă cu obiecte religioase, să spun, cu cruce, cu ce avea. Zice, să nu-i ofensezi pe aia care sunt atei. Dom'le, să vă întreb un lucru. Păi dacă tu ești ateu și nu crezi în Dumnezeul meu, cum te poate ofensa pe tine o cruce dacă tu nu crezi în ăla care a murit pe cruce? Cum? Că este exact ca și cum tu ai crede, nu știu, că un bob de fasole e Dumnezeu și tu umbli cu bobul ăla la gât, cu ce mă ofensează pe mine? Dar umblă neică, cu ce vrei? Nu, dar s-ar putea la un moment dat să se dea un edict în care, domnule, pe lângă bisericile creștine nu mai poate să circule, eu știu, o altă religie și va trebui să le facem variantă pe altă stradă. Iertați-mă, dacă o luăm din aproape în aproape, probabil că vom ajunge în zona respectivă. Adică... Exact acolo vom ajunge. Pentru că vedeți de ce drepturile naționale sunt importante? Da. Națiunea română nu se dezvolta și nu exista, nu ar fi rezistat în timp, fără identitatea creștină. Asta e clar. Știe toată lumea lucrul ăsta. Sper că înțelegem lucrul ăsta cu toții. Păi cum distrugi identitatea unei națiuni? Distrugându-i fundația, care în cazul nostru este o fundație creștină. Da. Ori, dacă vrei să-ți aperi națiunea, implicit aperi și valorile creștine. Nu intru aici în discuția despre credința creștină ca și virtute teologală. Aia e altă poveste. Aia e o decizie personală pe care fiecare o poate lua în ce direcție dorește. Să creadă, să nu creadă, cum crede, în ce cult, aia e altă poveste. Dar noi ca români nu putem ignora faptul că identitatea națională românească s-a dezvoltat în timp ca urmare a, sau având la bază valorile creștine. Ori tu, în momentul în care forțezi în afara cadrului constituțional românesc și în afara opțiunii suverane a națiunii române de a își manifesta opțiunea religioasă, inclusiv printr-o serie de însemne pe care le arată, păi înseamnă că tot taci însăși fundația națiunii respective. Dar nu suntem singura națiune creștină din Europa. Polonia în acea situație, Ungaria în acea situație, o grămadă de alte națiuni. Că alții au venit, de exemplu, și nu au avut, să spun, credința creștină, n-a avut un impact atât de mare asupra lor. Că au fost, mă rog, au fost venit din alte locuri, să zic. Da? În cazul nostru, din alte globuri. Aici. Păi, nu, da. A venit din alte globuri. Nu, locuri.
Locuri. A, locuri, am crezut că zice. Locuri. Scuze, eu am înțeles globuri și mi s-a părut... Nu, nu. Locuri, da, locuri. Da, 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 ok, da. Domnul europarlamentar, în ultima vreme și aș vrea să comentați, de fapt în ultima vreme, după Revoluție, politicul în această țară tot timpul vine și dă pește cetățeanului. Nu văd pe nimeni care să vină să-l învețe pe român să pescuiască, să-l învețe pe primar să pescuiască. Realmente, mă gândeam zilele trecute, nu există demnitar să nu vină să aduce fordul pe europene, PNDL, pe... Dom'le, învățați-i pe oameni să pescuiască, nu le mai promiteți pește. Realmente, auzi, stau să mă gândesc, este, cum să vă spun, e șocant de-a dreptul. Toată nici lumea promite pește. Nici măcar pește nu le mai dă. Poftiți? Le dă promis, nici măcar pește nu le mai dă. Alea arată câte o poză. Promisiunea că le va da pește. E important. Uitați-vă la această lege de mărire a pensiilor. Dacă citiți cu atenție, spune că legea aceasta va intra în vigoare în septembrie 2024. Dar la întrebarea legitimă pe care și eu am într-o emisiune am auzit-o discutată și după aia am pus-o și eu. Dar pe ce bani veți mări pensiile în septembrie 2024? Nu ni se spune. Răspunsul PSD-PNL a fost așa. Noi nu asta discutăm acum. Cum? Noi discutăm acum să se mărească pensiile peste un an. Dar cine le plătește, domnule? Vom vedea atunci. Păi dar nu poți să faci asta. Că așa și eu pot să promit tuturor că le dăm la toți o casă. De exemplu. Dar nu acum. Le dăm peste 5 ani. Dar să mă voteze pe mine acum, că după aia o să vadă ei peste 5 ani să aibă încredere. Păi nu să... Asta înseamnă total irresponsabilitate politică. Da, pensiile din România trebuie mărite, că sunt efectiv mizerabile, dar lucru despre care nici PNL, nici PSD nu vorbește este de unde? Corect. Ca să poți să mărești pensiile. Ei trebuie să vorbească despre venituri la stat, din taxe și impozite. Păi de unde să ai taxe și impozite când tu nu colectezi nici măcar taxele pe care trebuie să le colectezi? Unul la mână, doi la mână, tu ridici taxele și impozitele, forțându-i pe cei care aduc plus valoare în economie, adică cei care produc și dau locuri de muncă, să fugă din țară. Deci noi despre asta vorbim. Deci înainte de a vorbi despre salarii și pensii care sunt importante, ai nevoie să vii să spui ce vrei să faci ca să-ți crească economia, ca să putem da aceste salarii și pensii mărite care sunt absolut necesare. Toți suntem de acord cu lucrul ăsta. Dar ei nu vin să-ți spună cum o vor face. Iar dacă vin și spun, cum zice, lasă că anul viitor o să auziți voi, dar acum votăm că se va mări pensiile anul viitor, din septembrie. Asta înseamnă total de responsabilitate. În timpul ăsta, crescând impozitele și taxele, crește TVA-ul, crește prețul. Nu? Păi tu degeaba ai, chiar dacă îi mărești unuia, de exemplu, cu 10% pensia, în contextul în care cresc toate prețurile, puterea lui de cumpărare va fi oricum mai mică. Oricum e mai mică astăzi. Că ce puteai cumpăra cu 100 de lei în urmă cu 3 ani, nu mai poți cumpăra astăzi cu 100 de lei. Se vede foarte bine la magazin. Și eu sunt grozit de ce prețuri văd la magazin. Dar un om bietul care are o pensie de cât are? Mă rog. 2000 de ron. Pensia medie în România, 2200 de ron. Pensia din contributivitate este dureros. Realmente dureros. Auziți, vedeți, ce se întâmplă cu acești pensionari este un act de injustiție. De o profundă nedreptate. Pentru că acești oameni au muncit pentru România. Unii zic, deci au muncit pentru comuniști. Au muncit în perioada comunistă, dar nu au muncit pentru comuniști. Dar au muncit tot pentru țară. România au muncit și atunci. Că nu, exact. Căi ferate, blocuri, Doamne iartă-mă. Nu le-au luat Ceaușescu cu el. Exact, nu le-au dus în mormânt cu el. Da,